E bine, iară ni s-a întrerupt internetul, reiau live-ul. Din nou, bună seara, bine v-am regăsit și să sperăm că de data asta nu vor mai reuși să mă întrerupă. Sigur că da, miza este foarte mare. Nu vor să existe voci împotriva planului ocultei mondiale, împotriva planurilor de vaccinare și împotriva acestui scenariu, acestei regii de doi bani, prin care au întors lumea pe dos. Facem astăzi o emisiune foarte lungă, plinată într-un look nou. Îl vedeți pe Laurică așa cum era acum 30 de ani. Un Laurică de 18 ani cu părul grizonat, una din multele mele piese de colecție, de pălării și peruci, pe care îmi place să le port adesea, pentru că așa sunt eu, mai năzdrăvan, mai ghiduș. Da, dragii mei, o să fie mai greu astăzi de făcut emisiunea, după cum vedeți, avem obstacole. Nici nu știu dacă să continui sau să reiau emisiunea, dar mergem mai departe. Iată, după o nouă scurtă întrerupere, sperăm că de data aceasta va fi mai bine. Așa cum vă spuneam, într-un nou look, cu o perucă de adolescent. Sigur că nu sper să păcălesc pe nimeni cu acest look, dar îmi place să mă joc și mă joc pentru că viața este o joacă. Este o joacă periculoasă în ultimul timp, este o viață tot mai aventuroasă, ca să zic așa. Avem probleme tot mai mari cu vaccinurile, cu coronavirusul, cu tulpinile, ați văzut? Noi și noi tulpini, noi și noi presiuni care se pun pe noi în mass media, la televizor, pe presa online. În fiecare zi apare un nou pericol, o nouă tulpină, un nou lockdown. O să discutăm despre toate astea azi. Dragii mei, da, se pare că semăn și cu Trump, da? Idolul meu, Trump, încerc să-l copiez, încerc să-mi fac și o pleată faină ca el. Sigur că nu, în niciun caz nu pot să sper la succesul lui, la gagici, la vădane, dar încercarea moarte n-are. Dragii mei, iată primul subiect al zilei de astăzi, pentru că se pare că s-a rezolvat problema cu internetul și intrăm în subiect. Deja avem și o audiență destul de bună pentru a face emisiunea. Ei bine, dragii mei, emisiunea de astăzi se numește Viața după Trump. Ce avem noi astăzi, 25 ianuarie? Bine, să nu zicem hop până n-am sărit pârleazul, pentru că ne informează niște indivizi care sunt pătrunși de lumină, de lumina trimisă de Federația Galactică, niște persoane foarte cunoscătoare, toate știutoare, ne informează că pe 26 ianuarie, adică mâine, va fi instaurat președinte Donald Trump de către armată, atenție, pentru că el, Donald Trump, a rămas șeful armatei și armata îl va reinstaura, reînscăuna pe marele Trump președinte. E cu Nesara, cu Gesara, cu Anunnaki, cu federațiile galactice. Arestările nu vă mai spun, toți i-a arestați, toți. I-a arestat papa, i-a arestat Clinton, toți i-a arestați. Toți, pentru că
Abia acum Trump își arată adevărata putere. 4 ani de zile nu a avut de ce să lupte cu noua ordine mondială, cu păpușărimea. 4 ani de zile n-a avut treabă decât să vândă arme și să le facă buzunarele mari la păpușari. Iar acum după 4 ani și-a dat seama că trebuie să-i aresteze și să preia frâiele luptei antisistem, anti-noua ordine mondială. Sigur că da, am înțeles că sunt foarte mulți români, foarte, foarte mulți, chiar printre meritocrați, fanii lui Trump, ceea ce nu înțeleg eu, am o mare dilemă. Toți ăștia care sunt mari fani Trump, trumpiști, cum li se zice, băi, fraților, toți se autointitulează și patrioți. Dar mie îmi scapă ceva. Deci acest Trump nu a făcut decât rău României în acești 4 ani cât a fost președinte. Ne-a băgat pe gât un bir, un tribut de 8 miliarde de dolari anual. Care, atenție, a fost plătit deja pe 2 ani și se va plăti de acum încolo mulți ani, pentru că nu cred eu că Biden va spune, bă, mie milă de voi, v-a tras-o Trump, dar eu vă iert. Mai ales că și Trump este marioneta acelorași păpușari în buzunarele cărora intră banii munciți de noi. Deci nu înțeleg cum poți tu să-ți zici patriot și să fii fanul unui individ care ne-a băgat nouă ca țară, ca popor, pe gât un tribut de 8 miliarde de dolari pe an. Bă, frate, eu nu zic. Ești fan Trump? Ok, tu crezi că el luptă contra noi ordin mondial și împotriva satanelor? Ok, bine. Bă, dar nu mai zic că ești patriot. Pentru că Trump a făcut foarte mult rău României. A dat o șapcă marelui nostru prezident și ne-a luat 8 miliarde pe an tribut. 8 miliarde, știți ce înseamnă 8 miliarde pe an? Este enorm de mult. Gândiți-vă cât s-ar fi putut face în țara asta cu 8 miliarde de dolari. Păi s-ar fi putut împânzi țara de autostrăzi într-un an. Gândiți-vă că chestia asta se întâmplă pe an mulți, din urmă 2 și de aici încolo pe an mulți încolo. Vă dați seama că ar fi însemnat 8 miliarde ăștia de dolari o creștere a pensiilor de aproape 50% la toți pensionarii români? Cum să fii patriot și să-l susții pe Trump? Este noaptea minții. Sigur că da, nu poți să ceri acestui fan român prea multă inteligență, prea multă logică. Eu am încercat să stau de vorbă cu câțiva, frumos, civilizat, să intre, bine mă, de ce ții tu cu Trump? Păi el e împotriva satanelor, rotșilviene, nu-i ordin mondial și așa mai. Corect. Ok, să zicem că e, să zicem că te-a păcălit, că a fost bine mascată treaba. Cu toate că nu este. Și n-a făcut nimic împotriva noi ordin mondial. Absolut nimic. Dar, bă, frate, ok, e. Dar cum poți tu să-l susții când tu ești român și nouă ne-a făcut atâta rău? Bă, fraților, nu și nu și nu. Ei îl iubesc pe Trump, ei sunt fan Trump și cu asta basta. Că l-au arestat pe Soros, că l-au arestat pe Papa, că l-au arestat pe Clinton, pe Obama, ci că aia care îi vedem la televizor, Papa, Soros, Obama, Clinton, sunt aia, sunt niște travestiți. Aia sunt falși, nu sunt adevărat, sunt imagini false. Am mai auzit unele, ci că în realitate tot Trump e președinte. Tot ce vedem noi la televizor și ceremonia de investitură a lui Biden și tot, totul a fost o regie, ci că în realitate, ci că armata a pus stăpânire pe America sub conducerea lui Trump și tot Trump e președinte. Și asta se va anunța mâine. Și dacă nu mâine, în martie. Și dacă nu în martie, în iunie. Și dacă nu în iunie, la anul și la mulți ani. Se va anunța într-o bună zi. Voi trebuie să știți un lucru numai, eu anumit. Trebuie să plătiți cotizație, trebuie să dați bani, să ajutați ca să vă păstrați speranța, ca să-l ajutați pe Trump, pe marele binefăcător al românilor. Da? Asta este ideea. Dar vă place freza mea? E, dragii mei, la vârsta mea îți poți permite să te mai și joci, nu? Eu mai repede văd să te joci așa decât să ai păr natural așa și să te tunzi. Așa cum fac eu, mai hai, mai zici că mai fentezi, animi, mai
mai glumești, mai arăți mai bine, nu că arăt mai bine, cred eu, decât cu chelia. Sigur că nu port tot timpul asta, e o glumă, joacă, dar am vrut să fac și un experiment, să văd dacă crește audiența, dacă sunt mai frumos. Acum, sigur, ar fi fost bine să-mi pun și niște silicone și un decolteu și atunci, cu siguranță, aș fi adunat câteva zeci de mii audiență. Dar dacă mai bag și un videochat, apropo de videochat, bă, fetele astea, săracele, au lăsat-o moale, sau cel puțin nu mai ajung pe la mine, nu mai distribuie meritocrații. Dar îmi pare rău, pentru că era bine ce făceam. Era bine ce făcea și asta, cu Sparanghelul, Oana și nu mai știu cum, și aia altă, nu mai știu, Iosefina, alu Grappini, și mai era și aia Budeanu. Mă rog, așa cum făceau, erau niște voci în plus, care trezeau zumbalei. Ce zic de Călin Georgescu? O să vă spun și de Călin Georgescu astăzi. Da, am văzut că îl susține, am vorbit și cu el, mi-a zis că îl susține pe Trump. Dragii mei, sigur că fiecare om cu mintea lui. Fiecare om cu logica lui. Acum, eu am o mare stimă, un mare respect pentru Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu el în absolut toate problemele. Și asta nu înseamnă că, din punct de vedere principial, nu suntem pe aceeași linie, că nu vedem în același fel dezvoltarea viitorului României. Sigur că sunt tânăr, sigur că am întinerit deja, nu? Mai bine natural. Nu cred. A, bine, mă rog, e un compliment, vă mulțumesc. Deci, n-am cum să am 17. Domnul Nistor, cum naiba? Am 23. Împliniți. De unde? 17. Aș fi vrut eu să am 17. Deci, dragii mei, avem o emisiune mai lejeră astăzi. Vă spun drept, aștept din clipă în clipă iară să-mi taie internetul. Deja l-am avut aia de două ori și nu mă grăbesc să intru în emisiune mai puternică. Mă gândesc că în orice clipă trebuie să opresc și să o iau de la început. Acum că toți suntem 300 și ceva în direct, să vorbim despre ceea ce urmează după Trump. Dragii mei, să lăsăm gluma deoparte. Nu va mai fi reinvestit Trump, nu e nicio armată, nu e nicio nimic. Trump este de acum încolo un gunoi al istoriei, dragii mei. Trump nu mai înseamnă nimic nici pentru America, nici pentru această planetă atât de mult încercată în cei 4 ani de domnie ai lui. Asta vă spun și cu plăcere și cu regret, pentru că urmează 4 ani și mai răi decât ăștia 4 sub Trump. Pentru că Biden este tot omul ocultei mondiale, numai că sub Biden lucrurile vor lua o întorsătură mult mai dură, mult mai violentă, iar viața noastră va fi mult mai grea. Deci, dacă nu îmi place Trump, dacă nu l-am agreat pe Trump, eu sunt mai mercantil. Pentru mine, un om care cunoaște ceea ce înseamnă finanțele, ce înseamnă economia, un om care realizează cât rău a făcut acest Trump economiei mondiale și finanței mondiale și cât de mult rău a făcut bugetului României și vieții noastre, nivelului nostru de trai al românilor, sigur că eu văd din alt unghi problema Trump decât o vede o vădană care se visează nevasta lui Trump. Dar, sigur, respect și părerea celor care îl iubesc, nu e nicio problemă, totul este să rămânem în niște limite ale contradicțiilor, să purtăm un dialog fără violență, fără jigniri, așa cum s-a întâmplat de multe ori, sunt foarte pătimași ăștia susținătorii lui Trump și am avut parte de niște, bine, fără niciun fel de argumente logice, numai înjurături. De ce? Pentru că eu nu îl iubesc pe Trump. Gata, sunt vândut ocultei mondiale, sunt trădător, sunt de toate. De ce? Pentru că văd epoca Trump din alt punct de vedere și pentru că eu sunt cu adevărat un patriot. Eu cu adevărat mă gândesc la binele țării, la finanțele țării și la nivelul de trai al românilor. Eu sunt cu adevărat un patriot. Cei ce îl iubiți pe Trump și îl regretați și vreți să-l sprijiniți în continuare, nu sunteți patrioti, sunteți trădători. Pentru că Trump a făcut doar rău românii. Deci, ce urmează?
Păi, în primul rând, dragii mei, deja am văzut multe semne ale viitorului. În primul rând, ați văzut, primele măsuri luate de Biden au fost imediat creșterea, întărirea, radicalizarea măsurilor anticoronavirus, cu purtarea măștii, cu închiderile de, cu astea, cu lockdown-uri, cu fel de fel de măsuri anticoronavirus. Deci omul este clar pus pe această regie a spaimei, a fricii care trebuie băgată în oameni, pe lockdown și pe distrugerea sistemului, ultimelor urme de sistem vechi. Nu este nicio surpriză. Ceea ce mai vedem este foarte clar că acest Biden a ajuns la putere cu sprijinul marilor miliardari americani, a ajuns la putere cu sprijinul lui Zuckerberg, celui ce ne primește, celui ce ne e gazdă la această emisiune, și nu este nimic, nicio jignire, nu nimic, să spunem adevărul, și nici nu a ascuns-o Zuckerberg, că l-a sprijinit pe Biden, că l-a interzis pe Trump. Sigur că da, valorează doi bani principiile libertății, a dreptului la opinie, a libertății de opinie și exprimare. Democrația a devenit o vorbă goală pentru acești mari gangsteri care controlează astăzi planeta. Sigur că da, nu ei sunt mari păpușari. Nici ăsta de la Facebook, nici ăla de la Twitter, nici aia de la YouTube, nici alții din ăștia care sunt la vedere, multimiliardare. Adevărații păpușari sunt necunoscuți, nevăzuți și nu ies în față. Dar avem un nou semn de ceea ce urmează. Cenzură. Și cea mai bună dovadă sunt eu. Eu care sunt interzis din 1 ianuarie pentru 30 de zile să postez, atenție, nu pe un cont al meu, pe toate conturile mele. Am 3 conturi pe numele meu. Hai să zicem că aș fi greșit ceva, cu toate că n-am greșit nimic. Să zicem că aș fi greșit, că aș fi dat like vreunuia care a făcut un comentariu antivaccinare sau mai știu eu ce. Ok, dar mi-interzici o pagină de Facebook. Dar nu toate! E bine, mi le-am interzis pe toate. Sigur că da, ei nu se gândesc că e imposibil să blochezi pe cineva care chiar vrea să posteze, pentru că împrumută canalul, pagina altcuiva și poate să facă orice, oricând. E bine, dragii mei, iată cenzură. Sigur că cenzura va merge mai departe. Toți cei ce vor fi împotriva noi ordini mondiale, toți cei ce vor dezvălui aceste minciuni și ticăloșii legate de coronavirus și de pandemie și de tulpini și de toate chestiile astea, toți cei ce vor fi împotriva vaccinării, vor fi interziși, vor fi banați și, bine, total nu se poate. Este evident că nu se poate, total. Dar cei ce vor fi anti, vor fi tot mai puțini, vor fi tot mai puțini și din punct de vedere procentual, vor avea tot mai puțin acces la o voce pe Facebook, pe Twitter, pe YouTube și așa mai departe, pe TikTok, dar nu numai atât. Nu numai aceste mijloace de informare prin internet sunt cenzurate și sunt sub puterea lor, ci și mijloacele mass media, TV, toate televiziunile, dragii mei. Uitați-vă la televizor în România, toate, absolut toate canalele de știri românești sunt controlate și toate sunt pe aceeași direcție, toate au același discurs pro-neomarxism, pro-noua ordine mondială, pro-vaccinare, au și niște vectori de opinie care sunt foarte clar evidenți. Uitați-vă, muzgocul ăsta la realitatea este clar purtătorul de drapel al neomarxismului, la Antena 3 îl vedeți pe Radu Tudor, la Digi îl vedeți pe Mândruță, nu? La B1 îl vedeți pe Barbu. Deci nici nu-i greu să identifici care sunt marile fegii ai noi ordini mondiale, port standardele neomarxismului în România. Toți sunt pro-vaccinare, pro-neomarxism, toți sunt împotriva acestui partid nou aur, toți sunt împotriva
a tot ceea ce înseamnă conservatorism, a tot ceea ce înseamnă lumea așa cum o știm noi, normal. Sigur că n-au nicio logică. Sunt ca aia care mă înjură în legătură cu Trump. N-au niciun argument. N-au decât un singur lucru. Vaccinarea face bine. Neomarxismul face bine. Progresismul este minunat. Argumente nu există. N-ai voie să-i contrazici. Cum apare vreunul și vrea să zică ceva altfel, imediat se bagă reclamă, imediat îi se dă peste bot, imediat îi se dă de înțeles că a luat-o pe un drum greșit și s-ar putea să-l coste, chestii de genul ăsta. Deci, din punct de vedere al democrației reale și al libertății de exprimare și al libertăților în general, puteți să uitați. Ați avut cel mai bun exemplu despre ceea ce mai înseamnă democrația la părinții democrației mondiale în America. Unde oamenii au protestat, unde oamenii nervoși s-au dus, au spart niște geamuri la Capitoliu și au fost 5 morți. 5 morți. De ce? De ce era nevoie de 5 morți? Ok, s-au dus, au spart, au furat un pupitru, au furat un laptop și au plecat. De ce trebuiau omorâți 5 oameni acolo? De ce trebuiau arestați sute de oameni? Și acum, ca în vestul sălbatic, sunt anunțuri la televiziunile din America, recompensă pentru cine toarnă pe unul care a participat la demonstrațiile de la Capitoliu. Atenție! Vezi, zice, bine, bă, dar au intrat în Capitoliu, au făcut. Păi, bă, fraților, în Capitoliu am văzut imaginile. În interior au intrat maxim 10-20 de oameni. Am văzut pe filmări. Afară erau, într-adevăr, la uși. Au spart geamuri, da. Dar în interior au fost maxim 10-20 de oameni. De ce sunt sute de arestați? După aceea, tot ei, americanii, vin și spun că vor băga noi pedepse, vor introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei lui Putin, pentru că, atenție, Putin a reprimat violent niște manifestații anti-Putin. Păi, bă, frate, într-adevăr, au fost niște manifestații anti-Putin în Rusia. Dar, atenție, fără morți. Atenție, au fost niște manifestații ilegale, fără autorizare de manifestație. Deci, din punct de vedere legal, s-a respectat legea în Rusia. Au manifestat ilegal și au fost luați, duși la secție, etc. Așa e legea. Atenție! În America, pe 6 ianuarie, au fost demonstrații autorizate, legale, și într-adevăr, nu a fost legal să intri în Capitoliu. Dar de acolo până la împușcat niște oameni care ce puteau să facă în Capitoliu ăla? Ce puteau? Puteau să schimbe, să se dea foc Americii, să lanseze bombe atomice, ce puteau să facă? Morți, răniți, arestați. Complet ilegal. Poate ilegal, aia care au intrat în interior, 10-20. Dar sute, pentru ce? Ei bine, ce credeți? La doar nici 3 săptămâni de la ce se întâmplă la Washington, se întâmplă la Moscova ce se întâmplă și ce tupeu, câtă nesimțire, să sar la gâtul rușilor, să instaureze, să ameninți cu noi sancțiuni, că se încalcă democrația în Rusia. Că iată ce s-a întâmplat în Rusia. Este de noaptea minții. Deci nu-mi vine să cred. Exact același tupeu și nesimțire pe care îl aveau când la noi, în România, prin 90, se băteau românii cu ungurii pe la Târgu Mureș și a fost rănit un om. Mamă, și au sărit că ce se încalcă drepturile în România, că nu este libertate, că nu-i democrație. Iar ei mitraleau pe stradă negri care mișcau în front. Este de noaptea minții. Uitați-vă ce se întâmplă, dar nu de azi, de sute de ani cu negri în America și tot ok. E, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu niște uiguri, cu niște eschimoși, cu niște maghiari, cu niște nu știu ce pe vreundeva,
sfârșitul lumii. Se încalcă legile democratice, se încalcă drepturile omului, e dezastru. Sancțiuni, imediat. Sigur că da, când se întâmplă la Paris chestiile astea, când la Paris sunt, ați văzut, morți, zeci de morți la Paris cu vestele galbene. Se dă foc, se distruge totul pe Champs-Élysées. Când la Paris sunt bătăi în toată regula între poliție și manifestanți. Nicio problemă, nicio sancțiune, nici măcar o critică minusculă în vreo televiziune, la vreo CNN. Nu, nici cum nu s-ar întâmpla nimic. Nicio problemă dacă la Paris, de peste un an de zile, mor zeci de oameni și se incendiază Champs-Élysées, se distruge tot și sunt mari manifestații. Nu e nicio problemă. Macron este omul Rothschildienilor, e pus acolo să fie bine, să trăiască fericit și e ok dacă mai bate la ăștia care vor să-l dea jos și care nu sunt de acord cu el. Nu e nicio problemă. E, Doamne ferește să se întâmple la Moscova. Oh, e sfârșitul lumii. La Moscova, sancțiuni, drepturile omului, tribunale, judecări. Oh, ce te joci, mă? Trupe, stați așa, că acum ăsta e motiv. Să vină trupe în România, să vină trupe în Polonia, să apere... Dacă a făcut... îți vă dați seama, dacă a băgat Putin la pușcărie niște manifestanți ilegali. E clar că e în pericol democrația în toată Europa și rușii sunt un pericol planetar. Nu e nicio problemă care se întâmplă la Washington, ați văzut la Amsterdam, la Berlin, la Madrid, la Paris. Nu e nicio problemă dacă se întâmplă la Viena. Se întâmplă peste tot, mult mai grav decât s-a întâmplat la Moscova. Și nu e nicio problemă. Astea sunt manifestări ale democrației. Sunt lucruri firești, se întâmplă, asta este. Na, nu e nimic. Numai dacă se întâmplă în Rusia... Trebuie schimbat Putin. Trebuie dat jos Putin, regimul dictatorial. Macron nu e regim dictatorial. Nu. Dar Putin este regim dictatorial. Cam așa este dreptatea, bunul simț și drepturile omului în lume, dragii mei. Deci, cam asta ne așteaptă. Democrație, libertate de opinie și exprimare, ne așteaptă liberă circulație în X, s-a terminat și cu libera circulație. Este deja, vedeți, că se închid țările, nu te mai lasă să intri, nici dacă ai certificat. Israelul, ați văzut, a închis complet țara. Olanda a anunțat că închid și ei, Franța a închid și ei, United Kingdom a închid și ei. Se închid țările. Nu o să mai pot să circul liber de acum încolo. De acum încolo veți vedea, va fi o mare problemă libera circulație. Adică nu va mai exista, cu alte cuvinte. Nu-ți va trebui pașaport ca să te duci de aici până în Franța, nu-ți va trebui pașaport. Nu, că e libertatea de circulație. Îți va trebui pașaport COVID. Va trebui să ai că te-ai vaccinat. Sigur că tot ei spun astăzi că nu mai contează vaccinul. E egal cu zero pentru că noile tulpini sunt imune la vaccin. Pur și simplu te-ai vaccinat degeaba. Pentru că noile tulpini de coronavirus nu sunt afectate de vaccin. Este apă de ploaie. Dar ajungem și la să vedem ce se mai întâmplă. Deci, nici libertate de circulație nu mai avem, deja ne este clar, nu? Sau, avem, ați văzut, vrei să te duci până în Austria, te duci, dar intri în izolare. Două săptămâni. Două săptămâni. Păi stai, tată, mă duc la schi în Austria ca să stau două săptămâni închis în cameră? Dacă vrei să mergi, nu ești obligat. Este incredibil. Cât s-a schimbat lumea în 9 luni de zile. Cum au reușit să instaureze noua ordine mondială în 9 luni de zile sub pretextul acestui așa zis virus periculos. Așa de periculos e că e mai puțin periculos decât gripa. Și așa de periculos e că s-ar putea imuniza natural toată populația planetei în 6 luni, lăsându-i să se îmbolnăvească și dându-le ivermectină la cei bolnavi și arbidol la cei bolnavi mai grav, care necesită mai mult decât un paracetamol, pentru că boala trece la oamenii sănătoși, boala trece cu un paracetamol, cu o cutie de paracetamol. La oamenii care au probleme grave de sănătate, comorbidități, cum li se zice, nu-mi place deloc cuvântul ăsta, dar mă rog,
La aia trece doar dacă le dai și Arbidol sau Ivermectină. Și dacă ar fi în toate farmaciile Arbidol și Ivermectină, n-ar fi nevoie de niciun vaccin. Unii ar face boala asimptomatică, adică nici n-ar ști că au făcut-o, alții ar face formă ușoară care trece cu un paracetamol și alții ar face o formă mai gravă care ar trece mergând la farmacie și cumpărând o cutie de Arbidol sau Ivermectină. Și s-ar imuniza natural în 6 luni toată planeta și n-ar mai fi problemă. Nu-i bun. Nu-i bun, de ce? Pentru că, în primul rând, nu poți să blochezi dreptul la liberă circulație, nu poți să faci ceea ce faci pe Facebook și pe Twitter și pe alelalte, nu poți să faci ceea ce faci cu televiziunile, nu poți să produci lockdown, nu poți să bagi în faliment toate firmele mici private, pentru că ăsta este un alt punct pe care îl ating, pe care îl vedem pus în practică deja dinainte de a ajunge Joe Biden la putere. Distrugerea tuturor firmelor mici private din toată lumea. Toate firmele mici private au fost puse la pământ. Vă zice că nu, că numai alea din hoteluri, restaurante, cafenele, baruri. Nu e adevărat. Pentru că toate astea duceau în spate multe alte firme. O grămadă de alte firme care erau furnizori al hotelurilor, restaurantelor și așa mai departe. Care erau tot firme mici. Și practic s-a reușit cu acest virus nu numai să-l dea jos pe Trump, nu numai să ne îngrădească libertatea de opinie și exprimare, libertatea de circulație, au reușit să distrugă și aproape toate, sigur că nu toate, că nu se poate peste noapte, 9 luni, dar o mare parte din micile firme private distruse. Și ăsta era în planul noi ordin mondial. Ce s-a mai întâmplat? Păi, dragii mei, a ajuns Biden la putere și deja a anunțat. S-a terminat cu supremația albilor. Deja a anunțat din primele zile de mandat. S-a terminat cu supremația albilor. Ce înseamnă asta că s-a terminat cu supremația albilor? Păi, dragii mei, înseamnă că, haideți să vedem. Exista vreo lege în Statele Unite care să susțină că albii sunt superiori, au o supremație? Există vreo lege în Statele Unite astăzi care să susțină că albii au mai multe drepturi decât negri? Nu mai există așa ceva. Toate legile din Statele Unite susțin egalitatea în drepturi între albi și negri. De aia și zice cea mai mare democrație a lumii, părinții democrației, etc. Pentru că acolo oamenii sunt egali. Toți, indiferent de rasă, culoare, etc. Păi da, dar atunci de la ce ne anunță pe noi Biden că va lua măsuri pentru abolirea supremației albilor? Păi ce măsuri poți să mai iei în sensul ăsta când legile sunt egale deja pentru toți de mult timp? Păi bă, fraților, ce fumez? Ce contează ce fumez? Contează ce spun, măi, Narcis. Narcisule. Ce contează, mă, ce fumez, mă? Asta e important sau contează ce spun? Dacă nu-ți place, pași și pusi, du-te pe care de în altă parte. Du-te, vezi că e una în țâțele goale care ține discursuri mai interesante. Și nu fumează. Asta, hai, vala, cine te ține aici? Dragii mei, ce mai urmează? Urmează o polarizare și mai acea. Nu că n-am terminat, că m-a luat Narcis, că m-a întrebat ce fumez. Bă, fraților, ce vrea să zică Biden cu abolirea supremației albilor? Păi, probabil că alte măsuri care să facă în așa fel încât negrii să aibă drepturi mai multe decât albii. Probabil că urmează măsuri de genul n-ai voie să mai arestezi un negru. Sau ai voie să polițistul să împuști un alb care te amenință cu armă, dar nu și un negru. Sigur că cumva trebuie plătit, răsplătit votul majorității de culoare din Statele Unite pentru Biden, pentru că trebuie să fim sinceri și să recunoaștem. Negrii sunt cei ce l-au făcut președinte pe Joe Biden și care au ajutat la instaurarea noii ordini mondiale. Negrii sunt cel mai eficient instrument prin care păpușărimea mondială reușește să instaureze noua ordine mondială în Statele Unite. Fără negri nu s-ar fi putut.
Dacă negrii n-ar fi votat cu Partidul Democrat și cu Joe Biden, progresiștii, neomarxiștii, n-ar fi avut majoritate nici în Camera Reprezentanților, nici în Senat și nici președinte n-ar fi avut. E foarte simplu. Scoateți voturile negrilor din tot ceea ce înseamnă vot în Statele Unite, scoateți-le, nici de o parte, nici de alta, scoateți-le și veți vedea că în Statele Unite ar conduce Partidul Republican la toate nivelele. Așa că, sigur, trebuie recompensați, dragii mei. Trebuie dată o recompensă negrilor. Și recompensa este una, faptul că polițiștii nu vor mai fi atât de duri în ceea ce privește infracționalitatea acestei clase a negrilor și a anunțat deja Joe Biden stimulente fiscale, adică cadouri, injecții cu lichidități, 1900 de miliarde de dolari cadou familiilor defavorizate, adică puturoșilor, adică celor care nu muncesc. Celor care nu muncesc de când lumea, dragii mei. Nu e că, vezi, Doamne, au fost afectați de pandemie negri și negru ăla din Brooklyn care în viața lui n-a muncit și care nici nu se gândește că ar munci vreodată, că e o rușine să muncești pentru ei, să nu credeți că ăla a muncit înainte de pandemie. Bine, mă, persoane de culoare, uite, narcis. Bine, dragule, persoane de culoare. Mie îmi vine mai ușor să le zic negri, că persoane de culoare e prea lung. Negri e pe scurt, repede, că trebuie să termin repede emisiunea ca să fii tu mulțumit. Ei bine, dragii mei, trebuie să li se dea cadou, acum, recompense, că au votat bine. Și 1900 de miliarde este o sumă imensă. Gândiți-vă că este aproape... E peste 10% din PIB-ul Statelor Unite. Este aproximativ 10% din PIB-ul Statelor Unite. Păi bă, fraților, 10% din PIB-ul unei țări să te apuci să dai cadou ajutoare sociale unor oameni care, atenție, nu îi ajuți că vezi, Doamne, acum sunt la greu că i-a lovit pandemia. Care n-au muncit niciodată și nici nu i-a interesat vreodată să muncească. Este de noaptea minții. Păi ce se va întâmpla cu dolarul? Păi vă dați seama că nimeni nu va mai avea încredere în dolar de acum încolo. Asta înseamnă că dacă lumea, toată planeta asta, își va pierde încrederea în dolar, înseamnă prăbușirea economiei americane. Păi, cine trebuie să fie? Dar gândiți-vă ce tupeu, ce nesimțire. Gândiți-vă că atunci când tipărești 1900 de miliarde ca să faci cadou negrilor, de fapt, banii aia tu iei de la mine, de la neamț, de la francez, de la chinez, de la toți cei ce avem economie în dolari. În realitate, acești bani tipăriți sunt de fapt furați de la restul planetei care are acumulări de dolari. Pentru că ei vor crea inflație, iar cei ce dețin stocuri în dolari au de pierdut. Așa este mecanismul financiar. Noi toți de pe planeta asta trebuie să plătim. Atenție, dacă eu aș vrea în România să tipăresc 1900 de miliarde de lei ca să le dau cadou bombardierilor care s-au întors din Anglia, Spania și Italia, ca să mă voteze, ca să iasă PNL-ul la vot, să iasă cu 35%, nu cu 25%, să aibă 10% în plus. Păi bă, fraților, s-ar crea hiperinflație, s-ar prăbuși moneda. Nu poți să faci tu așa, să tipărești bani și să dai cadou unora ca să te voteze, să câștigi alegerile. Pentru că, în primul rând, că asta este mită. Mită este nu numai atunci când întâi dai banul și după aia primești un favor. Este și când întâi ai primit favorul și după aia dai bani. Practic, asta este mită electorală. Dar sigur că da. Cine să judece de mită electorală pe Joe Biden și pe neomarxiștii din America? Cine să judece familia Rothschild pentru mită electorală? E mită, sigur că da. Numai că ei, tiparnița lor, tipărește, pentru că e tiparnița lor. Și dacă e nevoie să meargă tiparnița ca să își pună ei planul în aplicare, vor porni tiparnița. Și așa că tiparnița Rothschildienilor bagă 1900 de miliarde. Sigur că da, sunt cumpărați negri să devină masă de manevră pentru că au nevoie de ei,
ca să-i apere împotriva trumpiștilor și ca să-i apere împotriva albilor, a conservatorilor, a republicanilor și, sigur că da, ca să se păstreze puterea, ca să aibă aliați în războiul care o să vină, pentru că o să vină, sigur că da, în mod sigur va fi război civil în America, ca să poți să-i fidelizezi pe negri, trebuie să le și dai ceva după ce te-au votat și ți-au dat puterea și în Congres și în, la președinție. Așa că iată, aproape 2000 de miliarde de dolari. Este o sumă imensă. Sigur că marea majoritate dintre voi nu vă dați seama ce înseamnă. Gândiți-vă că bugetul României e de vreo 200, un pic mai mult, dar să zicem 200 de miliarde de dolari. 200! Bugetul României, adică tot ce mișcă, PIB-ul României, tot ce mișcă în țara asta în vreme de un an de zile, e 200 de miliarde. Ei, Biden le dă 2000, de 10 ori mai mult, cadou, unui anumit segment de populație din Statele Unite. Este de noaptea minții. Nu s-a mai întâlnit în istoria omenirii așa ceva. Este ceva incredibil. Este cel mai mare act de corupție din istoria omenirii. De mită electorală. Nimeni nu spune ce. Vreau să văd pe Mândruță, pe Pândaru, pe Muzgoci, pe Oreste, pe Radu Tudor, pe unul din ăștia să vorbească despre chestia asta la televiziunea lor. Aș fi fost tare curios să-i văd să spună ceva despre chestiile astea. Bă, nimic. În schimb, bă, nu m-ar mira acum, după emisiunea mea, să aud că Putin e de vină, că Biden a fost nevoit să dea 1900 de miliarde de dolari negrilor. Deci Putin e de vină de tot ce e rău pe lumea asta. Sigur că o să venim noi și la Putin imediat, dar să terminăm cu ce se întâmplă în era post-Trump. E bine, așa cu puturoșii și cu negrii din Statele Unite, nu numai, atenție, nu numai 1900 de miliarde, a mai promis Biden că le dă și asistență medicală gratuită tuturor. Nu contează că cotizezi la asigurările sociale, că muncești, că ți-aduci contribuția la bunăstarea țării, sau că nu, că ești o putoare care toată ziua nu face nimic decât eventual fură, nu contează. Aceeași asistență medicală la toată lumea. Așa a promis. Asta e de pe vremea lui Obama. Obama chiar, nu? Și Biden a promis că după ce Trump o scosese, acum Obama a promis că o reintroduce. Asistența medicală gratuită. Pentru că așa este în comunism, fraților. Așa e în socialism. Nu contează că ești harnic, că ești meritos, că ești... Nu contează. Toți trebuie să primească la fel. Exact cum noi, pe vremea lui Ceaușescu, nu conta care e bun, care e rău. Toți aveau salariu la fel. Sau aproape la fel. Că erai deștept, că erai prost, tot același salariu aveai. Așa e socialism. Iar ceea ce se instaurează acum în Statele Unite este socialism. Altă, am venit aici, altă consecință a intrării Statelor Unite în zodia neomarxismului. Bă, fraților, vor să reducă vârsta de vot la 16 ani. De ce? Pentru că, așa a susținut Biden, de ce? Pentru că toți ăștia tineri sunt prelucrați în liceele și în facultățile din Statele Unite de către organizațiile lui George Soros, sunt prelucrați. Sigur că da, probabil că au și o genă socialistă. Toți tinerii sunt socialiști prin definiție. Normal. Când pornești în viață și pornești de la zero și n-ai nimic și vezi că Jeff Bezos are avere de 180 de miliarde și Zuckerberg de 160 de miliarde și ălălalt are de 140 și când vezi că sunt oameni care au averi uriași, normal că vrei socialism. Numai că ei nu înțeleg. Nu înțeleg că socialismul pe care vor ei și care se impune este un socialism privat. Tocmai al celor care sunt extraordinar de bogați. Tocmai asta este problema. Că sunt foarte tefeliștii, sunt foarte ușor de manipulat, li s-au otrăvit creierele cu neomarxismul și toți ăștia care vin din spate
Sunt socialiști, ochii sunt socialiști în procent de 99%. Mă uit și aici în România. Mă uit la fiica mea, la colegii lui fiica mea. Toți sunt neomarxiști. Toți au socialism în cap. Toți vor echitate și egalitate. Toți vor să nu mai fie bogați și săraci. Toți să fie săraci. Toți vor să nu mai fie privați. Uai de mine, înnebunesc ăștia. Tinerii, când aud de patroni și de privați, înnebunesc. Nu trebuie să mai fie privați și patroni. Iată, este un mediu foarte prielnic dezvoltării neomarxismului în toată lumea. Asta este viitorul. Ne place, nu ne place. Ăștia din generația mea care am făcut revoluția, ăștia care avem 45, 50, 60 de ani, care ne-am dorit să scăpăm de socialism, ca să se facă diferența, ca să poți să fii și bogat, dacă ai niște aptitudini, niște talente, dacă ești mai harnic, dacă ești mai inteligent, dacă ești mai creativ. Am vrut să se facă diferența. Că pe vremea lui Ceaușescu eu aveam 2500 de lei salariu și un prostalov de lângă mine care era care avea IQ cu 70% mai mic ca mine avea tot 2500 de lei salariu. De ce? Că aveam aceeași vechime în muncă, tată. Atunci trebuia să avem și salariu egal, nu? Și aveam aceeași, eram pe aceeași funcție, post. Da? Nu conta. Că eu sunt mult mai întreprinzător, mult mai deștept, mult mai implicat, mult mai harnic, că nu contă, tot același salariu. Ei bine, cochii din ziua de astăzi nu vor așa ceva. Vor egalitate, vor aceeași asistență medicală pentru toți, să nu mai existe bogați. Urăsc când te vede că ai o mașină mai bună, te urăște. Ea nu stă să se gândească, stai mă că ăla poate a muncit, poate că ăla a făcut hepatită mecanică de la cât a muncit, de la câte nopți nedormite are. Nu, e hoț. Dacă are mașină de 40.000 de euro, e hoț. Automat. Sigur că da. Asta s-a întâmplat, asta a fost manipularea din ultimii 20 de ani. Numai asta am văzut la televizor. Asta am văzut pe toate posturile de televiziune. Numai cazuri de afaceriști care s-au îmbogățit prin șpagă și prin hoție și prin contracte cu statul. N-am văzut la televizor mii, zeci de mii de oameni ca mine care am muncit până am căzut pe jos, până când am făcut hepatită mecanică, până când am făcut pancreatită de muncă, de oboseală, de nervi și stres. Și care au reușit să facă ceva prin sacrificii. Ăia nu sunt la televizor, nu. A trebuit creată această iluzie că tot ce înseamnă om de succes și om bogat e hoț. Și atunci normal. Normal că toți cochii ăștia sunt neomarxiști și vor să se termine cu patronii și cu bogații care au făcut averi prin hoție și prin șpăgi. Ăsta este viitorul. Ne place, nu ne place. Dacă nu acceptăm lucrurile astea, înseamnă că suntem orbi. Înseamnă că suntem precum struții care bagă capul în pământ ca să nu vadă adevărul. Nu, dragii mei, ăsta este adevărul și asta este ceea ce urmează. Ăsta este drumul pentru că asta vrea tineretul. Pentru că așa au fost educați, crescuți. Cu burse Soros. Toți care au fost mai răsăriți printre tefeliști au primit burse, s-au dus în America, precum Câțu, precum Neamțu, precum alții, că s-au dus chipurile să studieze în America. Și s-au dus acolo, de fapt, să fie prelucrați, să fie învățați, să fie spionii CIA-ului și să implementeze în România, prin toate puterile, noua ordine mondială. Să fie buni, slugoi, umili, lefegii, ascultători și să execute ordine. Pentru a sluji noi ordini mondiale. Toate vârfurile tefeliștilor au fost luate. Tot. Aduceți-vă aminte de proasta lui Ponta, de Petrescu aia. Și aia era la Harvard. Era proastă de bubuia. Dar fusese la Harvard. Bine, a fost 3 luni cât să-i se dea o pata la ma, cât să... Să dea la televizor bine, să zică prostimea, mamă, fii atent, frate, ce deșteaptă e asta la Harvard. Și de fapt nu avea decât o hârtie dată de păpușari ca să aibă un alibi, să aibă o motivație de ce a ajuns ea acolo, că altă motivație nu există. E, asta este. Asta vrem? Egalitate? Bine, o să fim toți egali în sărăcie. O să fim niște sclavi fericiți că suntem toți egali și nu o să mai vedeți pe ăsta. O să vedeți.
În 10 ani nu o să mai vedeți pe stradă 10-20 de feluri de mașini. O să fie 3 feluri de mașini și toate cam pe același preț, pe același nivel. Nu o să mai fie ca acum 30-40 de ani, nu? În vest. Nu, o să fie ca acum 30-40 de ani în România. Dacia 1300, 80% din populație, nimic altceva. A, ăia, protipendada, ăia care sunt șefi, care nu știu ce, aveau aro. E, așa o să fie și la noi. Ăia care sunt instrumentele prin care o să li se dea în cap maimuțelor care vor să scoată capul din front, ăia care vor fi instrumentele servile, șefii, barosanii, o să aibă mașini mai bengoase. O să stea în vile. Restul? Frumos, ca pe vremea lui Ceaușescu. Două camere la loc. Eventual trei camere dacă ești hauhaist, bun, și promovezi nouă ordine mondială și aduci, închini ode, dacă mai scrii câte o poezie pentru familia Rothschild, da, tată, atunci o să poți să ai trei camere. Și dacă o să fii șef de organizație, o să ai patru camere. Dar asta va însemna să scrii nu una, două poezii închinate familiei Rothschild, o carte de poezii. Să fie un fel de Păunescu. Asta este ceea ce urmează. Altceva s-a anunțat deja. A anunțat Biden că va naturaliza toți imigranții și le va da cetățenie și drept de vot. Toți imigranții ilegali care sunt azi în America vor primi cetățenie. De ce? Pentru că vor deveni votanți. Păi când toți negri, toți imigranții ilegali, toți tinerii ăștia care vin din urmă, între 16 și 35 de ani, vor vota Partidul Democrat. Păi bă, fraților, 100 de ani de acum încolo nu mai ajung republicanii la putere. S-a terminat. Asta înseamnă comunism. Un singur partid, partidul unic, Partidul Democrat. Vor fi și republicani acolo, de decor. Dă bine la imagine, e democrație, frate. Nu e un partid unic. E unic partidul care conduce 100 de ani. Dar mai e un partid în opoziție care, care o să dea din gură pe acolo. Asta este aparență. Asta fac ei tot timpul. Aparență. Asta va însemna distrugerea Americii și socialismul pe dos. Nu va mai fi instaurat socialismul ca în 1918 în Rusia, ci în America de data asta. Și se va întinde spre Rusia. Acum, Rusia va fi probabil ultima țară care va intra în noua ordine mondială. O să vedem de ce imediat. Altă măsură pe care a anunțat-o deja Biden. Se va da lege în curând. Votul prin corespondență generalizat. Aici nu trebuie să scoată votul prin corespondență, ci generalizat. Adică, de acum încolo, toată lumea va vota prin corespondență. Vă dați seama cum se va fura acum dacă a fost furat Trump de câteva milioane de voturi când s-a votat prin corespondență puțin, relativ puțin. Gândiți-vă cum se va fura când toate voturile vor fi prin corespondență. Când toate cartierele de negri vor vota în procent de 99,9%. Păi imaginați-vă. Când va fi votul prin corespondență generalizat, absolut toți negri din Statele Unite vor vota. Păi cum mai câștigă vreodată Partidul Republican alegerile când toți negri și toți imigranții ilegali vor vota? Va fi imposibil. Dar ce se va întâmpla este interesant. Vor ajunge albii să fie minoritari în America. Vor ajunge, se va întoarce roata. Vor ajunge să fie nedreptățiți, oropsiți, năpăstuiți, albi. Vor ajunge, așa cum zice Biden, că, vezi, Doamne, abolirea supremației albilor. Nu, dragilor, nu există nicio supremație din punct de vedere legal a albilor în Statele Unite. Dar vom avea parte de o supremație a negrilor. Albii vor fi cei ce vor sta sub talpa negrilor. Atunci să vedeți voi ce va însemna viața albului în America. Sigur că da, deja știm cu toții, sunt informații, căutați pe internet să vedeți, sunt informații, există un fenomen de migrație al albilor de peste 40 de ani foarte puternic.
care pleacă din Statele Unite, care pleacă în Australia, în Canada, în Noua Zeelandă și în Europa. Este un val de migrație cum n-a existat în istoria Statelor Unite în sens invers, care pleacă din America. Pentru că nu mai e de stat în America, dragii mei. Asta a însemnat neomarxismul, asta a însemnat Partidul Democrat în Statele Unite, dragii mei, în ultimii ani. Asta se întâmplă, atenție, nu de azi de el. Se întâmplă de la Bill Clinton încoace. Asta se întâmplă în Statele Unite. Veți spune, stoi, că a fost președinte George Bush, republican. Pă dracu! Republican pe hârtie. În realitate, tot sluga Rothschildienilor. Nu mai intru la mănuntă. E bine, ce va mai urma în plan intern? Ați văzut ce va urma. Și va urma, desigur, o criză economică uriașă. Pentru că se va prăbuși dolarul, pentru că va fi război civil, pentru că în socialism, atunci când nu mai ai cointeresare, când nu mai există niciun mijloc de a răsplăti valoarea și munca, normal că nu mai muncește nimeni, cum era în socialism în România. Și ce se va întâmpla? Se va prăbuși economia americană. Sigur că da. Va fi șomaj foarte mare, dar șomajul ăsta foarte mare va fi eradicat prin vaccinuri. Pentru că vaccinurile vor rezolva problema supraofertei pe piața muncii. Nu intru în amănunte, că nu vreau să fie întreruptă emisiunea. Ce se va întâmpla pe plan extern în epoca post-Trump? Păi, în primul rând, prima prioritate a păpușarilor, a neomarxiștilor, este îngenunchierea Rusiei. De ce îngenunchierea Rusiei? Pentru că pentru a putea învinge China după aceea, neomarxiștii au nevoie de bogățiile uriașe în resurse ale Rusiei și de potențialul militar rusesc. Fără potențialul militar rusesc, fără aliat, atenție, sigur că ei nu vor cuceri Rusia. Nu veți vedea în Rusia trupe americane. Nu veți vedea în Rusia cetățeni americani în fruntea statului. Nu! Rusia va fi cucerită așa cum a fost cucerită România. Vor avea și rușii un Băsescu al lor, vor avea și rușii un Răzvan Ungureanu al lor, vor avea și rușii un Ponta al lor, vor avea și rușii un Iohannis al lor, vor avea și rușii la conducere niște oameni care vor înțelege cât de importante sunt valorile democratice și alianța strategică cu Statele Unite. Păi ia gândiți-vă, dacă România ar fi avut rachete nucleare, cine ar fi fost astăzi stăpânul real de facto al acestor rachete nucleare? Noi, români? Sau americani? Normal că americani. Normal că păpușarii. E, exact asta se va întâmpla. O să ajungă la putere în Rusia un nou Yeltsin, nu? Se va termina cu accidentul Putin, care a practic a amânat instaurarea noii ordini mondiale cu 20 de ani, dragii mei. Ăsta este adevărul. Dacă nu se întâmpla accidentul Putin în Rusia, de acum 20 de ani, Rusia ar fi fost în mâinile rothschildienilor. Nu uitați, atunci când Putin a venit la putere, deja 20-30% din bogățiile, din activele, din băncile rusești, erau în mâinile rothschildienilor. Nu intru la mănâncă, să știu chestiile astea. Deja Berezovski era cel mai mare bancher și se știa că este omul rothschildienilor. Deja Exxon exploata petrolul și gazul în Rusia și aveau 10-20%. Deja aveau 10-20% din exploatarea resurselor energetice ale Rusiei când a venit Putin la putere. Vă dați seama în 20 de ani unde erau astăzi? Azi erau 100%. Dar China nu poate fi îngenunchiată dacă rămâne Putin la putere și se creează o alianță Rusia-China. Atunci, ăsta este un pericol uriaș pentru neomarxism, pentru noua ordine mondială. Așa ceva este inacceptabil.
Iar pentru a le putea îngenunchea pe astea două, trebuie luate pe rând. Întâi trebuie îngenuncheată Rusia, pentru că într-un război cu China ai nevoie de resurse minerale și energetice și ai nevoie de complexul militar-industrial rusesc, care este cel mai puternic de pe planetă. Ai nevoie de rachetele lor, de arsenalul nuclear și de tot ceea ce înseamnă, din punct de vedere militar-strategic, Rusia, în coasta Chinei, cu, atenție, cu carne de tun ruși, pentru că nu o să-l trimis să moară tinerii negri și frumoși americani în război cu China ca să apere Taiwanul sau ca să atace Coreea de Nord. Nu, tată. O să înțeleagă tinerii ruși cât de important este să lupte alături de partenerul strategic pentru democrație și drepturi și libertăți omenești, înțelegeți? Și o să meargă Alioșa și o să moară cu milioanele pentru valorile. Așa cum o să meargă ucrainenii și românii să se bată, dacă va fi nevoie, cu Alioșa ca să salveze revoluția care urmează să vină în Rusia. Pentru democrație, pentru a fi înlăturat dictatorul Putin, dacă va fi nevoie. Asta e. O să se bată americanii cu rușii până la ultimul român și ultimul ucrainean. Da, dar în niciun caz să nu credeți voi că o să vină negru ăla din Harlem să moară ca prostul în Ucraina pentru democrație, pentru drepturile omului. Să fim serioși. Ei bine, dragii mei, în mod clar și deja avem primele semne, începe bătălia care deocamdată este la stadiu soft. Deocamdată este la moale. Deocamdată se provoacă revoluții în Rusia. Ați văzut. Navalny ăsta care este, nu este nimic altceva acest Navalny decât un Lenin al anului 2021. Exact ce a fost Lenin în 1917, când l-au luat din Elveția și l-au trimis la Sankt Petersburg să facă revoluție. Ca să... Cine l-a luat? Berlinul. Nemții l-au luat pe Putin, pe ăsta, pe Lenin, și l-au trimis să facă revoluție în Rusia. De ce? Ca să scoată Rusia din război. Ca să poată ei, aceeași tactică, ca să poată ei să halească restul Europei. Pentru că dacă trebuiau să lupte și cu rușii și cu ăilalți, și cu francezii, și cu italienii, și cu sârbii, și cu... Nu puteau. E, și cu românii, era să uit de români. Și atunci a trebuit să-i scoată pe ruși din joc. Și cum i-a scos? L-au trimis pe Lenin, ia tată, tu te fă revoluție și scoate Rusia din război. Exact asta face acum Navalny. Este trimis în Rusia să facă revoluție, să scoată Rusia din războiul care urmează cu China. Pentru ca Rusia să nu se mai alieze cu China, așa cum Rusia s-a aliat cu Franța și lupta împotriva Germaniei în primul război mondial. Exact se repetă istoria, pentru cine cunoaște istoria, pentru cine vede de sus lucrurile, este șocant cât de mult se repetă istoria. Exact asta se întâmplă astăzi, ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Acum 103-4 ani. Numai că nu îl mai cheamă Lenin, îl cheamă Navalny. Ce mai urmează? Sigur că va începe război între China și Taiwan. Sigur că e un război frățesc. Taiwanezii sunt tot chinezi. Taiwanul nu este altceva decât o regiune a Chinei din cele mai vechi timpuri. De când lumea, Taiwanul a fost o insulă, o regiune chinezească. Ei bine, acum sunt interesele să se pună laba pe Taiwan, nu? De către păpușărime, și este un pretext minunat pentru a începe un război. În care, desigur, să se omoare chinezii din Taiwan cu chinezii de pe continent. Ce poate fi mai frumos decât să-ți îngenunchezi adversarul sau dușmanul, să-l îngenunchezi, cum? Distrugându-l din interior, făcându-se să se omoare ei între ei. Păi ce poate fi mai distractiv? Să-i omori pe dușmani, nu tu, ci să-i pui să se omoară între ei. Fraților, ăsta este viitorul. Război China-Taiwan. Sigur că da. Stârniți, întărâtați, puși de către americanoizi. Deja, iată,
Astăzi am aflat că au trimis americanii unul dintre cele mai mari portavioane ale lor în Marea Chinei de Sud. Este ca și cum chinezii ar trimite în Golful Mexic cel mai mare portavion al lor. Bine, e un pleonasm. Cum să fie cel mai mare portavion când chinezii au un singur portavion. Deci, ca și cum și-ar trimite chinezii portavionul în Golful Mexic. Bă, chinezii nu îndrăznesc să trimită nici măcar în Atlantic un portavion. Da, păi în Golful Mexic, acolo, în coasta, în inima Americii. E bine, uite că americanii îndrăznesc. Și că în baza dreptului la liberă navigație, a drepturilor internaționale, nu știu ce, se plimbă portavioanele și crucișătoarele americane la câțiva kilometri de granița Chinei. Și că ca să dovedească că există libertate de navigare, păi dacă ar face și chinezii treaba asta cu portavionul lor, să se ducă pe acolo, între Cuba și Statele Unite, să patuleze un pic. Ce s-ar întâmpla? Vă dați seama? Vă dați seama cum ar sări toată planeta? China provoacă, stârnește, instigă Statele Unite la război, este o provocare incredibilă. E, dacă americanii fac chestia asta, e libertate de navigație, sunt principii internaționale. O să vă spună Chifu și Dungaciu cum, cât de normal și cât de bine e că se întâmplă așa ceva. Că sunt întărâtați chinezi. Și prima reacție a Chinei care a fost? S-a ridicat legea prin care n-aveau dreptul soldații, armata chineză, să tragă în navele care intrau în Marea Chinei de Sud. Acum le-a dat drumul. Dacă intră fără autorizație în marea lor, ca și cum ar intra la noi aici, ca și cum ar veni din Panama, ar veni o navă și ar veni în coastele, pe coasta României, la Mamaia. Păi ce să cauți tu în Marea Neagră? Ce treabă ai tu aici? Păi ca să dovedim că e libertate de navigație. Păi cum ești ca să dovedești că e libertate de navigație, tu, să zicem, Argentina, trimiți un portavion pe coasta României, pe coasta Mării Negre în România? Ce cauți? Și care-i treaba ta? E, cam la fel se întâmplă ce se întâmplă acum în China. Efectiv, sunt provocați chinezii, se caută pretext de război. Sigur că nu o să izbucnească imediat. Întâi trebuie rezolvată Rusia. Dar ca să-l rezolve pe Putin, ca să rezolve Rusia, părerea mea e că este chestie de luni de zile. Dacă nu vor reuși să-l dea jos pe Putin printr-o revoluție, printr-o lovitură de stat, va fi un asasinat și tot o să-l termină. Și vă spun eu sigur, în clipa în care a murit Putin, în secunda 2, un Băsescu, un pro-atlantist, un pro-european, un pro... un băiat fain din ăsta, ca Băsescu sau ca Iohannis, va deveni președintele Rusiei. Și imediat toți ăilalți de sub el își vor da seama cât de bine este să fie Rusia pro-atlantistă și să fie aliat strategic cu Statele Unite dacă vor să-și păstreze banii, dacă vor să-și păstreze averile și să nu funde pușcările. E foarte simplu. Deci toată schimbarea în Rusia nu este ca o schimbare de vai de mine, trebuie să vină americanii să conducă armata, să preia prefectura, să polițiștii să devină americani. Nu, dragii. Un singur om trebuie schimbat. Putin. Dacă l-ai schimbat pe Putin, ai îngenunchiat toată Rusia. Automat, toată piramida de la președinte în jos va deveni aliat strategic, pro-atlantist, pro-european, bla, 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 și tra-la-la. Deci, acolo nu este o chestiune care, bă, stai să vezi că durează, că eu mai citeam niște comentarii a unora, citeam, scria Chifu, mi se pare, că este tranziția asta a Rusiei de la dictatura lui Putin către o nouă societate democratică va dura ani de zile. Bă, prostane, mă, nu va dura nimic, mă. E chestiune de minute. În clipa în care Putin s-a anunțat la televizor că Putin a murit și nou președinte Navalnăi, în secunda următoare Rusia este aliatul Statelor Unite. Și tot arsenalul militar nuclear rusesc este în mâinile păpușarilor, a rothschildienilor. Ăsta este adevărul. Sigur că urmează asasinarea lui Kim Jong-un, care va fi un mizilic, va fi o joacă. Sigur că urmează deja
a anunțat Biden dacă nu a și semnat din nou acordul de mediu cu Uniunea Europeană pentru protecția mediului. Astea nu sunt lucruri rele. Sigur că se vor reface alianțele și prieteniile cu Uniunea Europeană. Deja am înțeles că Biden l-a sunat pe Macron și pe Merkel și că i-a asigurat de prietenia lor și nu știu ce și nu știu cum. Și sigur că da, pentru că au nevoie de aliați în războiul care va fi cu China, dragii mei. Nu poți să îngenunchezi China fără să pui laba pe Rusia și fără să ai ca aliați europeni. Nu se poate ale. Dacă ai pus laba pe armele și pe resursele Rusiei și dacă ești aliat cu Europa, poți să îngenunchezi China într-un fel sau altul. Nu știu care e strategia, nu cred că e una militară. Cred că se va merge tot pe o strategie din asta, gen revoluție, lovitură de stat, chestii de genul ăsta. Dar, ca să poți să lovești în colosul numit China, trebuie să-ți asiguri spatele. Trebuie să fii sigur că în clipa în care ai început să lucrezi la revoluții și chestii din astea, ca al de Rusia cu Navalny și astea, să fii sigur că dacă se enervează chinezul și începe războiul și cucerește Taiwanul, poți să dai replica. Pentru că chinezul astăzi știe că America nu poate să dea replica. Astăzi, dacă chinezii se urcă peste taiwanezi, americanii nu pot să dea replica. Americanii nu au reacție. Nu au curajul. De ce? Pentru că nu poate să se lege să se intre într-un război cu China cât timp ei n-au de partea lor nici Europa, nici Rusia. Pentru că n-au șanse să câștige un astfel de război. Ei bine, dragii mei, cam asta ar urma pentru omenire în epoca post-Trump. Pe scurt, am încercat într-o oră, iată o oră și un pic, să vă fac o scurtă prezentare a situației în care ne găsim astăzi și a ceea ce cred eu că va urma în viitorul apropiat. Trecem acum la subiectul 2, subiectul nostru cel de toate zilele, coronavirusul. Ei bine, dragilor, azi dimineață eram anunțați pe toate agențiile de presă, am început săptămâna bine, eram anunțați că avem un coronavirus, o tulpină nouă de coronavirus, cea din Africa de Sud, care, atenție, care nu este sensibilă la vaccinurile care se fac astăzi la Zombalei. Bă, fraților, a intrat toată lumea în panică, toate agențiile, toate astea. Ce ne facem? Vaccinul e de pomană. De ce? Pentru că această știre fantastică a dat-o președintele Consiliului Științific din Franța. Deci nu este că a zis primul în emisiune la el teoria conspirației. Nu e că a zis Putin. Nu, tată. Președintele Consiliului Științific din Franța, unul dintre cei mai înalți masoni de grad 33, atenție, nu oricine, un mason, a dat această știre că, practic, vaccinurile lui Pfizer și al lui Moderna sunt apă de ploaie. A explodat toată planeta. Deja am fost anunțat imediat că Israelul a închis granițele țării, niciun avion nu mai intră, nu mai iese din Israel. Imediat s-a anunțat că Franța se pregătește de lockdown, Olanda se pregătește de lockdown, Germania se pregătește, că este groasă treaba. Cu toate că, atenție, această tulpină din Africa de Sud circulă deja de vreo lună și ceva. Deci deja există, în mod sigur, în Europa. Este imposibil să nu fie ajuns și în Europa. Dar, atenție, abia astăzi s-a dat publicității acest studiu care a arătat că tulpina de coronavirus din Africa de Sud este imună la vaccin. Ei bine, a apărut tot astăzi de dimineață și declarația lui Fauci, prietenul lui Trump, din America. Marele specialist în virusologie, care habar n-are de virusologie. Marele Fauci, care este, e lem, care nici cât mine nu știe virusologie, dar este specialistul, atenție, specialistul cel mai mare din America în virusologie,
a anunțat că noile date arată că vaccinurile sunt mai puțin eficiente împotriva noilor tulpini. Atenție! Cine zice asta? Numărul 1 mondial, practic, în ceea ce ține de coronavirus. Marele specialist al Americii. Zice că vaccinurile, vă dați seama, când ăsta spune că sunt mai puțin eficiente, după ce a spus francezul că-s apă de ploaie vaccinurile pentru tulpinile ăstea noi, vă dați seama că vine și Fauci și zice diplomatic, sunt mai puțin eficiente. Știți cum e în limbaj diplomatic? Nu-i spui celui din fața ta că e prost. Îi spui că e mai puțin inteligent decât ai fi așteptat. Înțelegeți? Că e cam așa se discută la nivelul ăsta de political correct. Political correct nu-i spui negru. Îi spui de culoare. Altfel sună. Nu-i spui homalău. Îi spui cu orientare sexuală diferită. Altfel sună. Nu spui că vaccinurile sunt apă de ploaie în fața noilor tulpini. Sunt mai puțin eficiente. Așa este political correct. Așa ar zice tovarășul George Soros, de exemplu. Că vrea să facă, el își dorește să facă un pic de iubire corporală, nu sex. Nu. Înțelegeți? Cam așa trebuie să discutăm noi acum, noua ordine mondială. Suntem niște oameni, niște obrazuri foarte fine, foarte... avem peruci acum, vedeți, nu mai suntem chei. Acum suntem frumoși. Nu mai avem din astea negru, prostule, imbecilule. A scris pe Facebook cuvântul imbecil. 30 de zile automat. Păi cum ăsta e cuvânt political corect? Nu, gata, nu mai ai voie să zici. Suntem acum foarte bine educați, așa brusc, știți? Foarte. Vorbim frumos, tare, elevat. Am făcut toți școlii, sere și... E bine, azi dimineață aflam că noile astea tulpini, noile astea viruși pe care i-au aruncat pe piață satanele, ca să-i sperie pe zombalezi să se vaccineze, aflăm ce? Șoc! Aflăm că vaccinurile nu spune la nimic, sunt apă de ploaie. Fiți atenți! Șoc! Toată lumea, deja unde mă duceam astăzi, toată lumea vorbea, păi ce răstă să ne mai vaccinăm? Că degeaba te vaccinezi, că auzi, vine virusul ăla și te vaccina degeaba. A rezolvat imediat. Acum seara a apărut știre. Firma lui Bill Gates, Moderna, care mai, o firmă uriașă de făcut vaccinuri, care a făcut acum primul vaccin din istoria ei. Este o firmă mare, celebră, cu tradiție, dar care acum a făcut primul vaccin. Și care a primit și $1 miliard de Donald Trump cadou ca să poată să facă primul vaccin, ca să se experimenteze pe zombalei. E bine, Moderna a anunțat acum o oră, două, că au studiat problema de azi dimineață până acum și au constatat că vaccinul este totuși foarte bun pentru noile tulpini și nu numai. Și pentru alea care o să mai urmeze. Că o să mai urmeze. Ei știu deja. Bill Gates deja știe. Deja ne-a anunțat acum câțiva ani că să urmeze mai mulți viruși care o să facă prăpăd. Ei bine, după lungi și grele studii care au durat de azi dimineață până azi după masă, atenție, în timp ce în America era dimineață de vreme, dacă nu noaptea, dar în timpul ăla, în timpul nopții, cei care lucrează la schimbul 3 de la Moderna, marii virusologi, doctori, specialiști, în timpul nopții, cei care erau la schimbul 3, vă dați seama că acolo se lucrează în schimbul, nu, specialiștii nu stau și dorm ca la noi. Au făcut studii de aprofundate, vreme de 4 ore și au concluzionat că vaccinul Moderna e foarte bun pentru toate tulpinile, toți virusii, nu e nicio problemă să se vaccineze lumea liniștită, că e... De la Moderna îți crește și puța cu 3 cm. Nu numai că scap de virus. Scap de virus și ăștia, de tulpini, de viitori și mai crește și cu 3 cm în lungime și 2 cm în diametru. Băgați, zombalei! Acum să vedeți ce bătaie va fi. Bă, fraților, am văzut aici în Brașov coadă, pe stradă. Mergeam cu mașina și văd coadă. Bă, zic, ce-o fi asta, bă?
Sun pe un băt, nu știi ce se dă, bă, deci coadă, zeci de oameni la coadă, în frig, în ploaie, ploua, era o vreme cumplită. Bă, nu se dă nimic, mă, se face vaccinul. Cum, bă, stau în balei, coadă, se bat să se vaccineze? Da. E bine, vedeți voi, oameni buni, ce bine că există și astfel de, cum să le zic eu, de specimene. Că poate se atinge 70%. Pentru că dacă nu se atinge 70%, e rău de noi. De mine și de voi ăștia 460 care vă uitați la mine acum. De ce? Pentru că Bruxelles-ul a anunțat acum două zile, a cerut de fapt, nu a anunțat, a cerut țărilor membre să accelereze procesul pentru că trebuie imunizați, este ordin de la Bruxelles, trebuie imunizați cel puțin 70% dintre adulți până la sfârșitul lunii august. E ordin. Atenție, se lasă cu decapitări. Nu contează că te cheamă Iohannis, că te cheamă Merkel, că te cheamă Conte, că te cheamă Macron, nu contează. Vor cădea capete acolo unde nu se execută, nu se realizează targetul. Cel puțin 70% până la sfârșitul lunii august. Păi vă dați seama, bă, fraților. Deci, și atenție, până în martie anul viitor trebuie să ajungă la 80%. Asta este ordin. Și trebuie făcut orice e posibil, cu orice presiune, prin orice mijloace trebuie realizat. Pentru că așa este în lumea asta a noastră, a corporațiilor. Cine a lucrat în corporație, cine a lucrat cu corporații, știe ce înseamnă să-ți realizezi targetul. Păi dacă nu ți-ai făcut targetul, ai zburat. Pierzi și secretara care te aștepta cu fustița ridicată și în poziția căluț, ăsta, căpriță. Pierzi și mașina A8-ul business class. Pierzi și birou de 200.000 de euro mobilier. Pierzi și view-ul frumos de pe fereastră de la etajul 27, pierzi și salariul de 10-20 de mii de euro pe lună, pierzi tot dacă n-ai făcut targetul. Deci ăștia care sunt în fruntea corporațiilor și România nu e altceva decât o corporație. Și toate țările din Europa nu sunt, mai sunt țări, terminați cu prostiile astea. Deci trebuie să ne dezobișnuim să spunem țara România sau țara Belgia sau țara Austria sau țara Olanda. Este corporația România, corporația Belgia, corporația Austria și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, e ordin. Și atunci, normal, televiziunile, presa, specialiștii, tot ce se poate. Tot trebuie să se miște. Toți șefii de corporație și toți șefii din fiecare corporație trebuie, ați văzut, e disperare la toate televiziunile. Să vă vaccinați, să vă... Băi, fraților, este ceva de noaptea minții, ce disperare de citești la televiziune. Mă uit pe toate. N-am o televiziune preferată, nu-mi place niciuna. Dar mă uit pentru că trebuie să fiu informat și trebuie să știu ce se întâmplă în jurul meu. Și mă uit la toate. Și la B1, și la Digi, și la Realitatea, și la RTV, și la Antena 3. Nu mă uit la altele, dar la astea mă uit la toate. Bă, fraților, de unde se bălăcăreau între ei, se urau între ei, se săpau între ei? Băi, prima oară în 30 de ani de democrație, e prima oară când îi văd pe toți uniți în cugeci și simțiri. E prima oară când toți sunt uniți să susțină același lucru. Dar cum? Cu disperare. Nu contează cum îi cheamă, toți. Toți, indiferent că înainte erau de stânga, de dreapta, progresiști, antiprogresiști, nu contează, indiferent ce sunt, toți susțin vaccinarea. Până și popii au ajuns să vină la televizor să zică că e un lucru bun și trebuie, pentru că trebuie să ne, și noi să ne adaptăm cuceririlor științifice și să fim în pas cu progresul și că e important și nu știu ce și nu știu ce. Bă, fraților, este ceva de noaptea minții. Dar așa e în corporație. V-am spus, când ai un target de făcut, te dai peste cap, faci pe dracu în patru și îți faci targetul, că altfel pierzi, atenție, pierzi beneficiile uriașe de care beneficiezi, de care ai parte în comparație cu zombalăii care se uită la tine. Deci dacă vrei să ai salariu 10.000 de euro
Dacă vrei să ai viață de boier în continuare, trebuie să-l convingi pe zombalău care se uită la tine și care muncește pe 500 de euro pe lună că trebuie să se vaccineze. Dacă nu, te duci și tu acolo, lângă zombalăia cu 500 de euro, dacă nu-ți faci targetul, dacă nu-ți faci treaba ca lume. Asta e lumea în care trăim. Este o lume scârboasă, vă spun drept. Mi-e tare urât ce văd că se întâmplă. Am așa un gust amar când văd tot ce se întâmplă în jurul meu, când văd pe ce cale a luat-o omenirea, când văd cum se închide totul, când văd ce extraordinar, bă, fraților, au murit 15.000 de oameni anul trecut în România de coronavirus. Bine, n-au murit de coronavirus. Din ăștia 15.000, 10.000 mureau oricum, cu o săptămână mai târziu, probabil, de cancer sau de mai știu eu ce. Dar atenție! În condițiile astea, în care au murit 15.000 de oameni de coronavirus, să zicem, în 2019, vă dau un exemplu, și atenție, s-au cheltuit și s-au pierdut de la bugetul statului 30 de miliarde de euro față de 2019. De ce? Pentru a combate virusul, pentru măști, pentru aparate de respirat, pentru făcut ATI-uri, pentru făcut săli de sport cu cartoane și transformate și cu roboți care veneau și spuneau să trăiți tovarășul secretar general Klaus Iohannis și știți toate minunile alea. Deci toate alea care transformi, să vii cu corturi de campanie și cu toate, numai pentru televiziune, că în realitate nimic nu s-a făcut. Niciuna din toate alea nu s-a făcut. Da, mă rog, izolete. 50.000 de euro, o izoletă din aia, un cadru metalic și un plexiglas de jur împrejur, 50.000 de euro, sute mii de bucăți. Remdesiviruri, atenție, care costă un flacon 30 de euro pentru care are adaos comercial 5.000%, cumpărat nu cu 30 de euro, ci cu 2.000 de euro. Atenție, bani peste bani, 30 de miliarde de euro care s-au cheltuit pentru și numai pentru pandemia anul trecut în România. Atenție! Și am avut 15.000 de morți de coronavirus. Bă, fraților, în 2019, în 2018 și așa mai departe, în medie, în România au murit peste 50.000 de oameni de cancer care n-au avut parte de tratament de vindecare. Au murit, în fiecare an mor 5.000 de copii, de copilași, de 6, 5 ani, 4 ani, de leucemie, pentru că statul nu le dă 50.000 de euro să se opereze de leucemie și să se vindece, atenție, nu sunt bani. 5.000 de copii ori 50.000 de euro înseamnă 25 de milioane, 5.000 ori 50, 50.000 ori 50, 2 milioane jumate de euro. Nu sunt ca să salvezi 5.000 de copii bolnavi de leucemie, de copilași. În schimb, pentru coronavirusul fantastic, sunt 30 de miliarde. În fiecare an în România, în ultimii ani, au murit peste 50.000 de oameni de cancer care putea fi vindecat, dar care nu s-a vindecat pentru că nu erau bani. Nu erau în medie 50-100 de mii de euro de persoană ca să se vindece. Bă, fraților, în schimb, deci nu s-au găsit 50 de milioane, până în 100 de milioane, să zicem, de euro, ca să se vindece în fiecare an oameni de cancer. În schimb, ca să cumpărăm izolete și măști și toate alea, cu 15.000 de morți, de 3 ori mai puțin, s-au găsit 30 de miliarde. 30 de miliarde. Iar pentru 50.000 de oameni nu s-au găsit 100 de milioane. Niciodată. Nici nu s-a pus problema să se găsească. Dar pentru o boală care face numai 15.000 de morți, 3 miliarde. Băi, fraților, cât de tâmpit trebuie să fii să pui botul la astfel de regii? 250 de milioane. Uite, Iulian, mulțumesc, dragule. 250 de milioane. Ce-i 250 de milioane pentru 50.000 de oameni față de 3 miliarde pentru 15.000 de oameni morți?
Băi, fraților, crede, ăștia cred că noi suntem toți stâmpiți. Păi de ce e așa important să nu moară oamenii de coronavirus? Dar nu e nicio problemă dacă mor de cancer. De 3 ori mai mulți în fiecare an. Niciodată n-a fost nicio problemă. De ce? A trebuit să împrumute țara asta 30 de miliarde pentru lupta împotriva coronavirusului. Atenție! O boală care trece cu paracetamol sau cu ivermectina asta care este o pastilă care costă 3 lei sau 10 lei. O cutie de tratament pentru vindecare. Nu o pastilă. De ce? De ce nu se dă voie să se producă și să se vândă arbidol și ivermectin? A spus Gigi Becali că i-a spus ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, că nu se poate pentru că trebuie să cumpărăm Remdesivir cu 2000 de euro cutiuța. De aia nu se poate vindeca. De aia nu se găsește ivermectină și arbidol în farmacii ca să se poată vindeca și să nu mai moară niciun român. Nu se găsește pentru că trebuie vândut Remdesivirul, care e apă de ploaie și care costă 2000 de euro pe lună. Este ceva incredibil. Și, bă, fraților, poporul, maimuțele, stau și se uită la Radu Tudor și la Mândruță și bălesc ochii și se minunează ce bine le zice și se programează la vaccinat. În loc să iasă în stradă și să pună lucrurile la punct. Cum se întâmplă în Germania, cum se întâmplă în Austria, în Franța, în Olanda, în Belgia și vedem toată ziua la televizor și atenție, ceea ce ni se arată la televizor e doar așa, e în așa fel dat, încât să pară că e o nimica toată. Când de fapt e revoluție în toată Europa împotriva acestei regii numită pandemia coronavirus. Iar în România, în afară de o femeie, de această doamnă șoșoacă, de care eu am râs la început, recunosc. Bă, fraților, dar e singurul om care merită numele de om în țara asta. Este singurul om care își merită numele de om, bă, fraților. E singura care se bate. Am râs și îmi cer scuze. Sigur că, dar n-am râs cu răutate, n-am făcut mișto. Am zis că e țață, că e mahalagioaică, care are stilul ăsta, bla, 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 bla. Dar, bă, fraților, e singura care se luptă cu ei, bă. Singură femeia asta, bă, singurică să ia în piept cu ei, cu toți, cu toate satanele, cu tot sistemul, cu toată ticăloșia. Jos pălăria. Și băiatul ăsta, George Simion. Bă, fraților, câtă răbdare are. Bă, dar ce linșaj mediatic împotriva lor. Le ia la puricat ce avere au, mamă, ce titluri. Averea colosală a lui Șoșoacă. Ce avere are, bă, 2 apartamente și o casă. Ce avere, fanta! Bă, dar ce titluri! Ce... Cum sunt arătați ca niște gangsteri, ca niște... Păi, fraților, Simion, vă dați seama, știți ce a fost el, mă? A fost membru în galeria echipei naționale, vă dați seama ce rușine? Bă, fraților, incredibil, mă! Incredibil cum manipulează prostimea și cum pun niște chestii minore și de nimic, le pun într-o lumină să pară că ăștia sunt marile pericole pentru România. Acum, astăzi, înainte să înceapă emisiunea, mă uitam la Realitatea TV, linșaj efectiv împotriva lui Călin Georgescu. Cum te-a făcut el acel film în care el înoată într-un lac și spune că nu are nevoie de vaccin, că el are sistemul imunitar puternic, că face apă, face baie în apă rece? Ca Putin! Ca Putin! Putinistul, vă dați seama, cine face baie în apă rece, e putinist, e clar. Apă rece, unde vedeți apă rece? E și mâna lui Putin acolo. Bă, incredibil. Linșaj în toată regula la România, la Realitatea TV, e individul ăsta cu ochii ăia de reptilian, tot Laurențiu îl cheamă ca pe mine. Bă, fraților, ce ură! Ați văzut filmul? L-au pus de vreo 10 ori, am văzut de m-am săturat. Imaginile cu Călin Georgescu stând într-un lac, făcând baie într-un lac. Au început să analizeze. Erau acolo deontologii, specialiști în studio. Atenție, filmul se vede că este făcut profesionist. Atenție, acum, vedeți ce cadru are în spate? Vedeți, e simbolic, simbolistica. Erau niște brazi.
Bă, frate, ce pericol imens este Călin Georgescu pentru România! Și că m-au contactat cei de la UR pentru postul de consilier. Nu, dragilor, nu m-a contactat, n-am nicio legătură. Nu cunosc pe nimeni din UR. Deci n-am nicio legătură. Cunosc pe domnul Horneț, care pe listele lor, a celor de la UR, a candidat la alegerile parlamentare și m-a propus și pe mine și am fost numărul 1 pe listă la Brașov, în locul ăsta, care acum e mare scandal cu el, nu contează, și am renunțat în ultima clipă. De ce? Pentru că am fost informat, anunțat de un prieten, că în ultimele sondaje AUR arată 7% și o să intre în Parlament. Și când am auzit asta, am zis, mă retrag, nu, că eu nu vreau. Aș fi intrat numai să fiu și eu simbolic acolo, să arăt că sprijin meritocrația. Dar când am aflat că se poate intra în Parlament, că există șanse mari de intrare în Parlament, păi cum puteam eu să rămân în AUR? Să fiu eu parlamentar? Eu care sunt dușmanul Parlamentului, a partidelor și a politicienilor, care de 10 ani vorbesc împotriva Parlamentului și vreau desființarea Parlamentului. A, că aș fi candidat, că știam că n-are nicio șansă, simbolic, ca să promovez meritocrația, ca să mai strâng lume, să îi deștept la cap. Dar nu ca să ajung acolo. Și dacă aș fi ajuns, să văd că, bun, am câștigat, m-aș fi retras, nu m-aș fi dus în niciun caz, aș fi renunțat înainte să fiu numit în Parlament. Dar n-am nicio legătură, nu cunosc pe nimeni din AUR, nu sunt niciun consilier, nu sunt membru, n-am nimic. Sunt doar un simplu cetățean neutru, antipartid, antipoliticien. Să fie clar, deci nu e nimic subiectiv în ce vă spun. E, dragii mei, eram într-un mare scandal? Nu, Fane Dandu, nu eram într-un mare scandal. Eram linșat. Erau din cele 800 de emisiuni pe care le-am făcut în ultimii 10 ani, vedeați toată ziua la televizor fragmente cu ce a zis Primo împotriva americanilor, ce a zis Primo împotriva homosexualilor, ce a zis Primo împotriva noi ordini mondiale, ce a zis Primo împotriva lui Soros. Aș fi fost linșat, efectiv linșat, și aș fi ajuns cea mai cunoscută persoană de pe planetă. Asta ar fi fost dacă eu aș fi ajuns în Parlament. Mă rog. Și discursurile mele, antipartide, antipoliticieni, antiparlament, și uite-te, cine a fost împotriva astea, e acum în Parlament, ca să vedeți ce om cu două fețe. Nu mai vorbesc de declarația de avere. Oho! Acolo să fi văzut. Linșaj în toată regula. Dacă lui Madame Șoșoacă și lui Simion ăștia, care chiar că n-ai ce să le găsești, i-au terminat. Vă dați seama ce mi-ar fi făcut mie? Că la mine au ce găsi în 800 de emisiuni. E bine, linșaj total la adresa lui Călin Georgescu. Nu ajunge că au luat la puricat, că câți pixeli are imaginea cu Călin Georgescu, că ce în spate, câte grade are apa, că dacă lacul ăla este în arie protejată sau nu este, că de ce are Călin Georgescu părul așa de drept și coafat, ca și cum... Bă, totul arăta cât de ticălos e Călin Georgescu, pentru că face baie în apă rece și e putinist clar, ca ghebist, ca nu. Băi, mă aduc și pe Băsescu. Unde Băsescu ce zice? Că dacă ajunge AUR la conducerea României vreodată, asta înseamnă prăbușirea României. Bă, cum nu-i rușine acestui ticălos care a distrus România să spun așa ceva? Că dacă la conducerea României, dacă ajunge AUR, de fapt ajunge prim-ministru Călin Georgescu. Păi pe Călin Georgescu el Traian Băsescu l-a făcut mare, l-a făcut consilier, secretar de stat, l-a pus să facă strategia de dezvoltare a României pe 30 de ani. El, Traian Băsescu, i-a dat sarcină directă, pentru că este un om foarte capabil, că nu știu ce, i-a dat sarcină. Bă, tu și numai tu îți faci o echipă și faci strategia de dezvoltare a României pe 30 de ani. Asta fiind doar acum 12 ani. După care a vrut să-l pună și prim-ministru pe Călin Georgescu. El, Traian Băsescu. Și acum zice el, tot el, Traian Băsescu, că dacă ar ajunge Călin Georgescu prim-ministru, ar însemna prăbușirea României. Păi nu-i rușine, mă. Bă, cât de nesimțit trebuie să fii. După modelul stăpânilor lui americani, după exact același model, cât de ticălos trebuie să fii, mă. Deci când tu l-ai făcut ceea ce l-ai făcut, i-ai dat putere, ai avut încredere în el, ai știut că e o valoare, atunci era bun și ai vrut să-l faci și prim-ministru. Iar acum, dacă ar ajunge prim-ministru,
ar prăbuși România. Băi, cât de nemernic poate să fie acest Băsescu? Nu cred că a existat în istoria României un nemernic mai mare ca asta. Asta este viața. Ăștia sunt românii noștri, dragii mei. E bine, ne întoarcem la coronavirus. Dragii mei, fiți atenți ce chestie interesantă. O găsiți pe toate agențiile de știre, căutați pe Google, e știre oficială. Prezentată ca așa, ca o curiozitate. Auziți ce curiozitate? Țările cu ratele citesc știrea exact de pe laptop, exact cum este prezentată pe mass media. Țările cu ratele cele mai mari de vaccinare, până în prezent, sunt și cele care au cunoscut o accelerare puternică a epidemiei, cu cifre ale infectărilor care au crescut exponențial, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății. Știrea de pe adevărul.ro, ziarul la cheilor pro-american. Progresiști, neomarxiști. Bă, fraților, este cazul United Kingdom și Israel în care numărul morților cu coronavirus s-a triplat de la începutul campaniei de vaccinare. Auziți, asta e știre oficială, dată de adevărul. Deci, fraților, ăștia s-au vaccinat, au început vaccinarea israelienii primii, vă dați seama că ei nu încep vaccinarea ca toți ceilalți la sfârșitul decembrie. Ei au început la începutul decembrie. Pentru că așa este, când dacă ai suferit de Holocaust și altele și altele, tu ai prioritate. Bun, deci, atenție, de când au început să se vaccineze, și ei și englezii, că și englezii au început mai devreme, nu cu o lună, că ei n-au fost victimele Holocaustului, dar au fost și victimele, au fost victimele cocainei și a heroinei și victimele prostituatelor din România. E bine, dacă ai fost victima prostituatelor din România, ai început cu 2 săptămâni înainte celorlalți. Dar de când ai început, fiți atenți, ca să vedeți cum bate Dumnezeu, nu cu parul, bate cu vaccinul. De 3 ori mai mulți morți au de când au început campania de vaccinare. Așa, ca fapt divers, este o știre acolo la curiozități. E o mică curiozitate, neimportantă, desigur. Nu e nimic important asta. Nu, da, au murit de 3 ori mai mulți. Că e o curiozitate, nu știe nimeni de ce. Probabil că, zice că și aia care au murit în Norvegia, au murit că s-au speriat. Și că în toate țările mor cam 1% dintre, 1 la 1000 din cei ce se vaccinează, asta este procentul, care zice că mor din cauza că se sperie. Le e frică de vaccin și fac, am citit chestia asta, concluzia pentru care mor cam 1 la 1000 după, la o zi, două, după ce se vaccinează, nu se mai ascunde, e oficial, mai ales de când a ieșit aia șefa sănătății din Norvegia și a spus, uite-te, la 40.000 de vaccinați, avem 37 de morți care au murit la câteva ore, o zi, două, după vaccinare. Nu mai poți să mușamalizezi după ce ai ieșit o chestie din asta, să spui că stai că aia a glumit sau era beată. În schimb, ni se dă că au murit. A apărut un mare specialist, probabil că ați văzut, care explică că acești oameni care mor imediat după vaccin, mor din cauza că s-au speriat, de frică. De frică. S-au speriat de injecțiu când au văzut acu, au făcut atac de cord și au murit. Bă, fraților, sau aveau comorbidități, dar care au ieșit la ideal abia după autopsie. Înainte să moară nu știa care comorbidități, numai după ce i-a făcut autopsia și au dat seama că avea comorbidități. Da, aveau comorbidități, aveau un neg pe buca stângă, avea o pată maronie pe umăr, avea și păr pe spate, avea păr și pe țâțe. Păi cum să nu moară de la vaccin? Nu moare, păi dacă ai atâtea comorbidități, sigur că moare, cum să nu moare. Acum, și voi, mă, de că aia care nu înțelegeți, înseamnă că sunteți putiniști. E bine, dragii mei, interesant, nu? Sigur că degeaba le spui românilor chestia asta. Că s-a triplat numărul morților în țările astea la o lună de la vaccinare. Pentru că zombalăul crede tot pe mândruță și tot pe pândarul și tot pe muzgoci. Degeaba le spui. Nu, așa. Deci orice le spui, orice le arăți, orice le faci, stau la coadă. Păi dacă au văzut că e coadă, nici nu contează la ce. Ce se pune la coadă? Păi poate să trăiască românul fără coadă. Mi-aduc aminte pe vremea lui Ceaușescu. Era regulă. Te duceai și te puneai la coadă. Nu știai dacă se va aduce ceva, dacă... Știți cum era vorba? Ce se dă?
Nici nu mai întreba lumea, te puneai la coadă și nu mai întrebai ce se dă. Te puneai la coadă, te puneai că de ce, că era coadă. Era ca și respiratul. Deci dacă nu te puneai la coadă, mureai, făceai infart. E așa și acum. Când vede românul coadă, e reflex, se duce, nu contează ce se dă acolo. Se duce și la sfârșit vede el cu ce s-a ales. Important este să se audă, să duiască prin coadă cuvântul gratis. Gratis, 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 gratis. Dacă se aude chestia asta, gratis, gratis, nu contează. Poate să fie orice. Poate să fie și maimuțe, poate să fie și elicoptere, și reptile, și iguane, și șerpi, cobra. Nu contează, dacă e pe gratis. Telefoane, repede, toată familia, veniți toți că e pe gratis. Dar ce? Nu știu, dar e pe gratis. Înțelegeți? Așa este treaba. Cozi. Cozi la vaccinare. De asta vă repet, e foarte bine. Și voi, cei ce vă uitați la această emisiune, vă rog să nu mai faceți propagandă antivaccinare. Vă rog să încurajați pe toți cei ce vor să se vaccineze, să se vaccineze. Uitați, iar vor apărea câțiva, sigur că vor apărea și voi bine că apar, care vor spune, primul s-a vândut-o cultei mondiale. Vedeți ce v-am zis? Vedeți? De când s-a luat de Trump v-am zis că s-a vândut-o cultei. Deci, dragii mei, cu riscul că o să mă acuzați că m-am vândut-o cultei mondiale, vă rog, lăsați-i să se vaccineze. Încurajați-i să se vaccineze. E o treabă bună pentru ei să se vaccineze, să scape de chinuri. Gândiți-vă ce bine le-ați face, că oamenii ăia nu se vor mai chinui. Oamenii ăia vor ajunge în rai. Noi, idioții de noi, o să rămânem aici a? Și o să dăm piept vremurilor grele, cumplite, nu vă ascund, care o să vină. În vreme ce ei, ăștia codașii, ăștia care codalăii, vor pleca în rai. Nu vor mai avea chinuri. Nu vor mai trebui să plătească facturi. Nu vor mai avea rate. Nu vor mai sta în ploaie ca proștii la vaccinat. Nu vor mai avea nicio problemă. De ce? De ce să le faceți rău? Doar că sunteți invidioși, terminați cu invidia. Iubiți-i, respectați-i și lăsați-i să plece într-o lume mai bună, să nu se mai chine. Bun, dragii mei, am văzut o știre care m-a revoltat. O bancă, Unicredit, o bancă la care și eu am avut cont acum 20 de ani. Și care am avut surpriza să constat că mi-a divulgat secretul bancar. Că a spus altcuiva câți bani aveam eu în cont. Asta pentru o bancă este ceva extrem de grav. Încălcarea secretului bancar. Această bancă Unicredit, bineînțeles că imediat ce am aflat mi-am desfințat contul, mi-am închis toate socotele cu ei, dar această bancă Unicredit declară, fiți atenți, ce legătură are o bancă, dar fii atent, declară că AUR e partid de extrema dreaptă. Ce legătură are o bancă cu politica dintr-o țară? E bine, dragii mei, legat de știrea asta, un singur lucru vreau să spun. Sigur, îmi pare rău că nu sunt consilierul AUR, așa cum spun unii pe aici. Dar dacă aș fi consilierul lor, sau dacă vreunul din AUR... Dau un sfat foarte important. Imediat, nu mai lăsați nicio zi să treacă. Dați în judecată Unicredit. Pentru că dacă nu-i dați în judecată, înseamnă că acceptați acest lucru, această etichetă de extremă dreaptă și înseamnă că automat vă recunoașteți că sunteți în afara legii. Deci aici nu este cu stai că dacă poate că au greșit, că au zis. Dacă nu-i dați în judecată și nu câștigați procesul, înseamnă că sunteți în afara legii. Înseamnă că au avut dreptate, că sunteți extrema dreaptă și dacă sunteți extrema dreaptă, legea interzice partidelor de extremă dreaptă să funcționeze în România și atunci sunteți automat scoși și din Parlament. Deci nu-i de glumă. Imediat trebuie dați în judecată. La fel cum eu am fost amendat de CNA, de câte panorama aia de Laura Georgescu, pusă de Victor Ponta și de Traian Băsescu, am fost amendat cu 40.000 de lei când făceam emisiunea Nașu pe motiv că aș fi antisemit. Și am dat în judecată și am câștigat. Dacă și procesul verbal și asta, sentința, este pe meritocrația.ro, puteți citi. Dacă nu făceam asta,
rămâneam cu stigmatul de antisemit. Pentru că însemna că am luat amendă pentru că sunt antisemit și n-am contestat, înseamnă că am recunoscut. I-am dat în judecată, sentința a zis clar, nici vorbă de antisemitism în tot ceea ce a spus individul acesta pentru care l-ați amendat cu 40.000 de lei. Și atunci, într-adevăr, mi-am spălat onoarea și nu poate să zică nimeni că sunt antisemit, că uite că am fost amendat de CNA pentru antisemitism. Că imediat vin cu sentința judecătorească și uite, pardon, uite ce zice o instanță, ce zice judecătorul. Nici vorbă de așa ceva. Exact aceea situație este aici cu aurul și cu extrema dreaptă Unicredit. Pe lângă asta, trebuie făcut ceva. Pentru că este inadmisibil. Cum își permite o bancă să se amestece în astfel de lucruri? De-aia vă spun, bă, fraților, renunțați la bănci. Băncile sunt cel mai mare, cel mai rău lucru din societatea asta. Nu vă mai luați credite, nu-i mai îmbogățiți, nu le mai faceți jocul. Creditul, ratele, înseamnă sclavie. În clipa în care ai datorii, în care ai credite la bănci, ai devenit sclav, nu mai ești liber. Ești dependent, fac ce vor cu tine. Și mai ales că nu vin vremuri. Nu vin vremuri în care să poți să plătești rate și credite. Va fi un șomaj imens. Nu vă bazați că aveți lefuri bune, că lucrați la stat, că sunteți bugetari. Nu o să rămână jumate și bugetarii, că nu o să aibă din ce să-i plătească. Toți banii se vor duce la corporații de acum încolo. Nu se vor mai duce la bugetul statului. Banii se vor duce pe artificii Patriot, pe tancuri Abrams, pe avionașe F-14, 12, 11, cu cât mai vechi și cu cât mai proste, cu atât mai bine, și pe chestii de genul ăsta. Și pe profituri la corporații. Nu o să mai vină bani la buget. Nu o să mai fie bani nici de salarii mari la bugetari, nu o să mai fie bani nici de nimic. Nu mai vorbesc de firmele private. Deci, nu vă băgați în rate, nu vă băgați în credite și nu vă țineți banii în bănci. Că n-aveți, sunt mai siguri bani în casă decât în bănci, vă spun eu. Mai bine vă puneți o alarmă ca lumea la ușă, vă puneți o ușă ca lumea, vă puneți gratii la geamuri și sunteți mult mai liniștiți să țineți banii în casă decât în bănci. Da, mai ales că acum ați văzut s-a dat și lege, că ANAF-ul are dreptul să controleze toate conturile din bănci. Nu mai există secret bancar. Nu mai există. Pur și simplu, oricând vrea ANAF-ul, vine și controlează câți bani ai, de unde ai, cum ai și toate chestiile astea. Oricând are dreptul. Și Doamne ferește! Bă, ai făcut un ban și nu mai știi cum l-ai făcut, că l-ai făcut acum 10 ani. Nu mai știi de unde-s banii, că... Poate că ai făcut un mic business, poate că ai făcut ceva și n-ai plătit dări. Poate că ai făcut ceva, ai dat meditații sau mai știu eu ce. Ai vândut o mașină cu 10.000 și tu ai declarat-o că ai vândut-o cu 2.000. Păi bă, fraților, vine ANAF-ul și zice, nu mai știi, nu mai știi de unde ai tu banii, da. Ia se confiscă tot ceea ce nu mai știi de unde ai. Deci, fraților, este foarte periculos. În condițiile în care ANAF-ul are voie, are acces la orice cont bancar, este foarte periculos să mai țineți banii în bănci. Este prostie să ții banii în bancă. Dacă aveți bani mulți, sigur că nu poți să-i ții, dar atunci băgați-i. Băgați-i în terenuri, băgați-i în ceva, faceți ceva cu ei, orice, dar nu-i țineți în bănci, că nici nu-i sigur deloc în bănci. Pentru că dacă vine o mare criză financiară și economică, vă veți trezi ca aia din Cipru, care s-au trezit peste noapte că nu mai au bani în conturi, dar au acțiuni la banca aia, la o bancă în faliment. Și că e legal. E bailout. Așa îi zice. I-au găsit și nume. Bailout. Adică a dat banca faliment, banii tăi nu mai sunt, dar nu mai sunt de mult, îi aveai doar pe hârtie, în schimb ai acțiuni la bancă. Ești bancher acum, ești acționar la bancă. Poate ai și un loc în Consiliul de Administrație. Dar bani nu mai ai. Iar banca e închisă și e în faliment. Deci numai că asta se va întâmpla. La prima mare criză financiară vor intra în faliment 90% din bănci. Asta înseamnă că cei ce au avut bani în conturi vor pierde bani. Sau, sigur că legea zice că până la 100.000 de euro trebuie să te despăgubească. Păi da. Așa zice, până în 100.000 de euro trebuie să te despăgubească.
Dar nu zice când. Sigur că și peste 220 de ani, urmașii urmașilor urmașilor tăi o să primească banii. Nu zice legea când. Zice că 100 de mii sunt garantați. O să ți dea. Când o să aibă, că acum e criză, nu se poate. Și când nu o să mai fie criză, e perioada de refacere și nu o să sunt bani. Și când nu o să mai fie de refacere, o să vină o altă criză și iar nu o să fie bani. Dar stră nepoții voștri o să-i vadă înapoi, cu siguranță. Așa că nici nu merită băncile astea să le, efectiv, să le capitalizați, să le sponsorizați cu banii voștri și nici nu este sigur să ții banii în bancă în ziua de astăzi. În schimb, trăiesc unii foarte bine. Marile averi au crescut enorm anul trecut. Cine sunt cei mai mari miliardari? Ăsta, gazda noastră, domnul Zuckerberg, Jeff Bezos de la Amazon, ăla de la Tesla, Bill Gates, a căror averi au crescut exponențial. În condițiile în care cei mai mulți oameni de pe planeta asta au sărăcit rău de tot. Vedeți pentru cine ai făcut sistemul ăsta? Pentru cine lucrează societatea asta? De 20 de ani, sistemul ăsta de capitalism neoliberal, exact asta a făcut. A distrus clasa de mijloc și tot ceea ce erau active, bani ale clasei de mijloc, s-au dus către câteva vârfuri. Câteva sute de oameni au devenit multimiliardari și în detrimentul clasei de mijloc care au devenit oameni care trăiesc la limita subzistenței. Asta se întâmplă, dragii mei, în capitalismul neoliberal și asta a fost deliberat. A fost cu intenție. A fost un plan. Ăsta este planul, ăsta a fost planul și eu spun asta de 10 ani de zile. Sigur că da, cu 10 ani de zile, cei ce se uitau la mine ziceau, ăsta e nebun, bă, cu teoria conspirației. Cu 10 ani de zile, când spuneam eu la Nașul TV despre noua ordine mondială, despre sistemul capitalist neoliberal care polarizează averile, uita la mine, primă, păreți așa om sănătos, sănătos mental când vorbim normal, dacă nu începeți să ziceți de astea, astea nu cumva sunt teoria conspirației, ești, uitați-vă că am ajuns să trăim exact ce spuneam eu acum 10 ani de zile. Da, exact. Numai că atunci când spuneam eu de schimbat sistemul, toți ziceau, dar ce are sistemul ăsta, mă? Ce ți-a făcut sistemul? Toți râdeau de mine. Ce ai, domnule, ai o boală, ai o problemă cu schimbatul sistemului? Acum toți vorbesc despre schimbarea sistemului. Numai că acum e târziu. Da, cumpărați de la Amazon, dragii mei, ca să-i faceți mari pe Jeff Bezos. Cumpărați de la EMAG ca să-i faceți mari pe ăștia, pe stăpânii lui EMAG. Cumpărați de la Carrefour, de la Kaufland și de astea ca să-i faceți bogați pe ăștia, câțiva. În loc să cumpărați de la firmele mici, care sunt găzduite de ăștia și care sunt efectiv căpușate și li se ia 90% din profit și firmele astea mici se zbat să supraviețuiască, iar ăștia mari, marile corporații, devin multimiliardari, determinându-i pe ăștia, pe micii firme, pe micile firme private, pe IMM-uri. Nu mai reiau subiectul că vi l-am povestit de mai multe ori și nu vreau să fiu săcăitor și plictisitor. Ce este foarte interesant însă, dragii mei, este că datoria globală, am niște informații, cred că sunt disponibile și pe internet, datoria globală la sfârșitul anului 2020 este de aproximativ 4.277.000 de miliarde de dolari. Adică aproximativ, sigur că cifra asta nu vă poate spune nimic, că este ceva năucitor. 4 milioane de miliarde. Deci aproape 5 milioane de miliarde. Deci scrii 5 milioane și după aia mai pui încă 9 de zero. Deci este ceva cam ca distanța de la Pământ la Andromeda. Înțelegeți? Deci cam așa ceva. Deci este o sumă de noaptea minții care reprezintă, ca să vă faceți mai bine idee, deci datoria mondială, globală, reprezintă 350% din PIB-ul global. Deci, de 4 ori jumate mai mult decât se produce și se mișcă într-un an pe toată planeta, e datoria însumată a tuturor entităților de pe această planetă. Este ceva incredibil. Practic,
Toată lumea, toată planeta asta, toate țările, toți oamenii sunt supraîndatorați. Atenție! Inclusiv China, care a împrumutat pe mulți, dar a luat și credite. Dacă faci plusuri cu minusuri, China e pe minus. Nimeni nu e pe plus. Înainte, în afară de câteva țări arabe, dar care n-au niciun caz. 5 milioane de miliarde. Ei bine, dragii mei, o datorie imensă. Și eu citind cifrele astea, care îmi par vin de la niște cunoștințe din domeniul economic, am stat și eu, bă, zic, dracu, mă, către cine sunt? Cine are de primit banii ăștia? Că toată lumea datorează. Și suma totală pe care o datorează e de 4 milioane, de aproape 5 milioane de miliarde. Bun, datorăm, toți datorăm, bine. Și state și toți. Știm că toată lumea este datoare pe lumea asta. Bă, dar către cine? Că atunci când cineva are de dat, cineva trebuie să aibă de primit. Așa sunt legile Universului. E principiul 3 al dinamicii. La orice forță se opune o altă forță egală și de sens contrar. La orice datorezi pe lumea asta, tu datorezi, dar celălalt are de primit. Orice ai tu minus, celălalt are plus. Deci cineva trebuie să aibă plus acești 4 milioane. Deci toată lumea datorează în lumea asta, dar nu știm către cine. Păi de noaptea minții. Băi, aș vrea să cunosc și eu, aș vrea să vorbesc și eu, uite, l-am avut pe Dăian în emisiune la Nașu TV, tare aș vrea să-l mai întâlnesc o dată, că ăsta e deștept, tare le știe pe toate, să-l întreb, bă, către cine e datoria asta imensă? Sigur că, dar eu știu care e răspunsul. Răspunsul este că toată această sumă este datorie către tiparniță. Către marea tiparniță mondială, numită Federal Reserve, și către aia mai nouă, Banca Centrală Europeană. Care ori de câte ori cineva a vrut un credit, pac, un roțildean a apăsat pe un buton și a zis câte zerouri vrei să pun la capăt? Alte, pam, 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 enter, bang, yeah, ți-am dat un împrumut de 2000 de miliarde. Tu cât vrei, om? 500 de miliarde, dar ce dai? Păi jur că o să slujești cu credință cauzei neomarxismului. Jur! Hai, câte zerouri? 8, 9, 10, pac, enter, ia și tu. Și tiparnița a dat cu un împrumut, adică roțildienii, adică marile familii care dețin Banca Federală, pentru că este, atenție, Federal Reserve, Banca Centrală Europeană, sunt proprietăți private. Deci tiparnițele de bani, ăștia care fabrică banii, sunt privați. Sunt marile familii. Deci ei ce fac? Tu vrei bani. Nimeni n-are să-ți dea. Lasă, tată, că îți dau eu. Eu tipăresc, îi dau trezoreriei și trezoreria îi bagă în circulație, în bănci. Și hop, gata, odată intrat în bănci, a intrat în circuitul financiar al împrumuturilor și de aici apare cifra asta. Păi da, frate, deci niște indivizi care au un computer, au un calculator, apasă pe un buton enter și nu mai tipăresc pe hârtie, că nici nu se mai tipărește. Și pac, apar niște conturi la Trezoreria Statelor Unite și în secunda următoare la Morgan Stanley sau la Citibank sau la nu știu unde apar miliarde. Cu care se dă credit cui? Statului american, se dă statului olandez, statului român și așa mai departe. Păi bun, și deci noi toți, ăștia de pe planeta asta, țări și toți, suntem sclavi, că suntem îndatorați și pentru că suntem sclavi trebuie să executăm ce ne spun cei care ne-au împrumutat, adică tiparniței, adică stăpânilor lumii, toți suntem datori tiparniței roșildienilor. Atenție! Și totodată suntem sclavii lor. Pentru că dacă le suntem datori, îi pot să zică, România, cât datorați atât? Păi da, dar l-am vrea pe Câțu prim-ministru, știți? Dacă vreți să vă mai dăm, că aveți nevoie, că vedeți că vine pandemia și vă trebuie măști, izolete și vreți să vă mai dăm sau măcar să vă păsuim de la plata datorilor, nu? Da, da. Păi da, dar atunci trebuie să-l puneți pe Câțu prim-ministru. Atunci trebuie să-l dați pe primul afară, să nu mai facă emisiunile astea prostești ale lui cu schimbat sistemul, cu anti-noua ordine mondială, că nu e bine deloc. Și tot așa. Și uite așa, dragii mei, trebuie să faci cum îți zice cel ce ți-a dat bani cu împrumut, nu? Și după aia ne mirăm că am ajuns 7 miliarde de sclavi. Suntem sclavi pentru că așa este sistemul creat.
suntem toți îndatorați marii tiparnițe mondiale și unor indivizi care au butonul pe care să apese să ne împrumute. Nici măcar nu ne împrumută din, să zici că din bogăția lor, că ei sunt bogați. Dar n-au ei 5 milioane de miliarde. Dar de fapt, cum n-au? Când ei au tipărit și noi toți le datorăm lor. Vedeți că și asta este un paradox. Ei efectiv n-au active de bani ăștia. În schimb, toată planeta le datorează aproape 5 milioane de miliarde de dolari lor, că tiparnița aia lor. E de noaptea minții în ce lume trăim? Ai spune că este un film science fiction? Deci credeți-mă, dacă ar fi să fac un film, să creez un scenariu cu o lume nebună, să fac eu un scenariu de carte SF și să creez exact după modelul omenirii, să fac o carte, cine ar citi cartea, dar să-i zic altfel la planetă, nu Terra, nu specia omenească, nu nimic. Să zic, bă, imaginar, uite, o societate de science fiction. Și dacă aș face o astfel de carte, exact după modelul a ceea ce trăim noi în lumea asta și lumea nu realizează, pentru că suntem în mijlocul fenomenului, nu suntem deasupra să vedem, să avem o imagine de ansamblu. Asta este problema. Noi suntem ca broasca care fierbe în apă la foc mic și nu realizează, ca temperatura apei crește și fierbe în suc propriu. Dar dacă am fi din afară, să vedem ce se întâmplă, am zice că e un film science fiction, că e de noaptea minții. Cum e posibil o specie întreagă să fie manipulată, îndobitocită, adusă într-un stadiu de sclavie, de o perfecțiune fantastică, în halul ăsta și să nu realizeze această specie ce se întâmplă? Este de noaptea minții ce se întâmplă, ce trăim. Este de noaptea minții în halul în care suntem batjocoriți, halul în care suntem umiliți, felul în care își permit, cu ajutorul mass media, a băncilor, a sistemului creat de ei, să facă cu noi regii din astea, gen pandemia, gen coronavirus, gen... Băi, oameni buni, este incredibil în ce lume trăim, în ce roman SF de proastă calitate, nu e roman SF. Este horror, este film de groază ceea ce trăim noi. Credeți-mă, trăim într-un film de groază și noi suntem actorii principali. Sigur că la unii s-au trezit, uitați-vă, fac revoluții pe peste tot în Europa. Numai la noi e bine, noi suntem mulțumiți. Noi și avem doi conducători imensi, mai mari decât au fost Ioan Cuza, mai mari decât au fost orice alți români în istorie. Avem doi conducători care ne conduc spre glorie eternă. Ne conduc spre propășirea nației. Noi avem doi conducători fantastici. Ce revoluții, ce revolte să faci aici? Face doamna Șoșoacă că se plictisește. Dar în rest, suntem toți fericiți și stăm la coadă, fugim la cozi. Este ceva incredibil. Când în jurul nostru toată lumea se ridică. Toți se ridică pentru că au început să realizeze Matrix-ul ăsta în care trăim. Filmul ăsta horror în care suntem actorii principali. Este ceva fantastic. Și când încerc să-i trezesc pe oameni, să le spun, uite ce se întâmplă. Primo, nu vedeți, are sprâncenele vopsite. Dacă nu mi-au spus atâția cam, bă, sunt naturale, nu m-am vopsit niciodată cu nimic. Așa s-a întâmplat, într-adevăr, că așa m-a făcut natura. Cu barba e albă, părul alb tot, tâmplele albe, sus așa și așa, dar sprâncenele încă negre. Așa este, se grizonează sprâncenele mai târziu la mine. Bă, dacă pentru 9 din 10 asta e important, că eu, ci că mi-aș fi vopsit sprâncenele. Nu ce spun, nu realitățile, nu gravitatea situației, nu. Bă, ăsta, după cum are vocea de subțire, e homosexual. Asta e, pentru ei, pentru zombalei, astea sunt temele. Că de ce scrie pe tricoul meu Porsche, că de ce am semnul Nike pe bluză și chestii din astea. Deci este de noaptea minții. Ce lume tâmpită, ce lume proastă, ce specimene care, de-aia vă spun, lăsați-i să se vaccineze, să scăpăm de ei. Vă rog, numai, vi puneți și pe Zuckerberg în cap, luați și interdicții și nici nu merită. Pentru ce? Lăsați să se vaccineze, că vom trăi într-o lume mai bună și avem șanse mai mari după aia să ne unim, nu mai va mai avea cine să ne dezbine.
vom putea după aia, când rămânem aia cu adevărat de calitate, să ne unim și să luptăm după aia în rezistență împotriva satanelor. Hai că v-am plictisit destul astăzi, dragii mei. Vă promit, data viitoare vin cu o perucă mai faină pentru cei cărora nu v-a plăcut cum arăt cu peruca asta, că am vreo 7 sau 8 și pălărie am vreo 20 și ceva. Promit să vin și cu o pălărie cu care să-mi stea mai bine sau cu o perucă mai faină. Data viitoare, până data viitoare, dragii mei, ca de obicei la sfârșit de emisiune, cu Dumnezeu înainte. La revedere!